Băi, peltoare! Salve, prieteni! Nica aici de la Spartan Warrior Tactics. A venit momentul să vă prezint și materialul care a fost practic al doilea motiv pentru care am plecat în turneu cu Capra în concediu. Și mai precis perioada de materialele care le-am făcut la Cluj, la Squad Store Shooting Range, care o să le vedeți, și bineînțeles mă aflu la Sibiu cu Adrian Mihai, supranumit și Sfarmă Piatră. Da? Mă bucur foarte mult că în sfârșit facem materialul, de când tot ne amenințăm, de vreun an de zile, cred. Cam așa, și eu mă bucur că pot să-ți fiu gazdă. Mulțumesc frumos, mă aflu la el acasă, foarte, foarte frumos aici, la Sibiu, și am zis să vă prezint un om deosebit, un prieten drag mie, care a realizat atât de multe lucruri într-o viață de sportiv, cât poate alții nu vor reuși în 10 vieți. E un personaj foarte, 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 cum să zic eu, provocator din toate punctele de vedere, începând de la felul în care arată și terminând cu, pasiunile lui și cu obligațiile lui care le are față de activitățile pe care le desfășoară. Ok, cine ești tu, Adrian? Adrian Mihai, atât. În spatele numelui se pot ascunde lucruri mari sau lucruri mai mici. În caz de față, lucruri mari, și la probe și la figură, să zic așa. Vreau să ne zici, dacă să le spui urmăritorilor mei, spartanilor, când ai început practic cariera ta de sportiv? Când ai avut contact cu sporturile de contact, ca să zic așa, cele care ți-au ghidat efectiv toată cariera? Erau vremurile în care în România se practica sportul de la o vârstă fragedă, pentru că la școală veneau diverse școli sportive, cluburi sportive, care selecționau prin practic un anunț, prin clase, sportivi, copii care se practice la un sport. La noi, confirm, și eu la fel am pățit. La noi a fost primul atletismul, a venit, când eram în clasa 1, în primul trimestru, a venit cineva de la un club sportiv mare din Sibiu, de atletism, și ne-a pus să dăm și o probă de 50 de metri cei din clasă. Clasa 1 în ce an? În 1980, în septembrie. Și am fost selectat pentru a practica atletismul, am mers, mi-a plăcut, am practicat până aproximativ 13 ani și după aceea am pornit cu Karate Kyokushin. Asta când? În ce an? În 1980 și cred că 1980, deci la prin 85-86. Cam atunci au și pătruns Kyokushin în țară. Da, la Sibiu erau doi maestri. A venit din Ungaria, din câte mi-aduc aminte. Furco Kalman a fost cel maestru. A fost și antrenor la trupele speciale în Ungaria. Și după ce am început lupte libere, în paralel că vreau să cunosc și ceva lupte la sol. Și de cursul anilor, practicând Karate Kyokushin, am participat la campionate, am devenit un sportiv și un artist marțial așa mai cizelat. Am înțeles și esența artelor marțiale, numai a luptei, practic a bătăii, cum ziceau mulți. De fapt, artele marțiale nu sunt bătaie. Corect. De asta și numesc arte. E o luptă cu tine însuți, în primul rând. Și de atunci am studiat numai arte marțiale și numai sportul de contact. În 2003 am avut plăcerea să ajung în Olanda, unde am și rămas o perioadă de timp după aceea, la Dennis Crowell, cel care îl antrenează acum pe Rico Verhoeven. A fost un noroc. Am și profesat ceva vreme acolo. În ce? Cum? Păi am avea grupa de medii, așa, că aveau începători, medii și avansați. Avansați erau deja la pro. Am ajuns și la pro să fiu pet skipper. Uh-huh. Practic și preparator fizic la medii. Mergeam cu clubul meu, stăteam o perioadă de 3, 4, 5 luni. Ne permiteau finanțele, aveam sponsor bun. Mă bucur că am avut
sponsor, să ne poată susține. Fără sponsor se poate? Să faci sport de performanță nu se poate nicăieri fără bani. Dacă ai un sponsor, e un lucru minunat. Iar în Sibiu a fost un iubitor al sportului de contact, ceea ce trebuie să recunosc că inginerul Ilie Carabulea pentru mine rămâne o persoană emblematică din multe puncte de vedere. Și ca exemplu în afaceri și ca... Și copiii mei sunt mari iubitori de sport. Fac de mici judo, de grupa de la 3 la 5 ani. Fata care e cea mai mică dintre copiii mei are 9 ani și practică de la 3 ani judo. Wow. Și ceilalți tot în jurul vârstei 3 ani au ajuns în sala mea. Le-am dat inclinație către judo pentru că judo este puțin mai ușor pentru copii. Da, corect. Pentru striking-ul este mai greu. Corect, da, corect. Și cel mare vă care acum pasiune, nebunie mare pentru kickboxing. E un lucru foarte bun. Dar cel mai important... Ce vârstă are? Cel mare are 15 ani. Este și medalia pe podium la campionatele naționale de judo. E un sport olimpic. Corect. Bine organizat la nivel de țară. Vizite medicale, campionate, calificări. Profi. Profi, da. Un lucru foarte bun. Pe lângă faptul că este un sport destul de elegant alb, corect, cum spun eu, e educă foarte mult și spiritual, pentru că ia examen de centură și teorie. Oh. Reguli de arte marțiale, canon jigoro, regulamentului de luptă bushido, tot felul de lucruri de genul acesta. Dau pur și simplu un examen scris. Trebuie să scrie pe o coala 4 anumite lucruri, întrebări care le pune. Și marea majoritate termenii din judo sunt în limba japoneză. Corect. Ceea ce înseamnă că trebuie să-și dezvolte și abilități poliglote, ca să zic așa, ca să înțeleagă. Corect. Bun, hai să continuăm ce începusem. Erai în Olanda. Întotdeauna, de mic copil, visam să fiu luptător, să... Cum ai și tu o înclinație spre luptă, dar mai mult prin arme. Am schimbat recent chestia asta și am trecut la arme, recunosc, da. De până 2003. Deci nu e recent, practic, acum da. Ești modest. Da, ceva de genul, da. Uite că și la mine pasiunea către arme este destul de mare, numai că în ultimul timp i-am dat frâu liber. Este totuși o costisitoare. Da, în România încă e costisitoare, așa este. E frumoasă, frumoasă. Și... Sportul de contact în România, fără la performanță, nu poți să-l faci fără sponsor, fără bani. Orice sport poți să-l faci fără bani, mai ales sportul de contact care necesită echipament, cantonamente, nutriție. Uneori ai nevoie și de o asigurare medicală destul de bună, pentru că ești în circuitul unor accidentări mici sau mai mari. Ziceai tu ieri la masă că... Sub 150 de euro când te pregătești pentru anumite chestii pe zi, numai mâncarea sau... Da, cam așa. Trebuie, când mai ales când ești pe circuitele mari. La categoria grea, aportul caloric este mare și ca să-ți menții greutatea, trebuie să consumi multe calorii, dar și de calitate. Proteină de origine ai. Acum sunt vegani care cred că pot să facă sport de performanță. Mai ales în sportul de contact. Da. Să știi că e posibil ca anumite metabolisme, anumite corpuri să poată să extragă din vegetale. N-are cum, Adi. N-are cum și spun și de ce. Pentru că nu suntem creați pentru așa ceva. Enzimele noastre din metabolism. Și tu știi cum le dau o speranță la cei care cred că vor face mare performanță. Să se bată între ei. Ei, așa, veganii poate. E vorba că cocen mănânci, cocen poți. Am fost un an de zile în 1999. Tot anul a fost numai pe iarbă, practic. Dar nu pe iarbă din asta. Așa e cel mai trecut pe iarbă, mă refer tot felul de salate. Se bătea cu văcuța pe iarbă. Așa. Într-adevăr, slăbisem, eram foarte fit, foarte atos, dar nu aveam forța necesară. Exact. Nu era, și nici rezistență. Era un prag care nu puteam să-l trec. Când am trecut iarăși pe proteine de origine animală, să zicem lapte, brânză, carne, ouă, s-a schimbat problema. Deși sunt mult mai scumpe, să fim serioși. Clar, clar. Un mușculeț de vită adevărat, 150 de lei kilogramul. Dar acolo găsești, într-adevăr, anumite elemente care te pot ajuta în sportul de performanță. Carne. Deci carnivori întotdeauna o să fie prădătorii supremi. Corect. Bun. Ați auzit, da?
Deși elefantul este erbivor, e ditamai. Da, da. Are forță pentru că este ditamai. Are forță pentru că e ditamai, pentru că enzimele din corpul lui sunt create să digere și să să valorifice la maxim proteina vegetală. Cât trebuie să mănânce? Foarte mult, cât mănâncă tone. Deci mănâncă sute de kilograme. Demonstrează savana. Îl blesteamă celelalte animale, le mănâncă iarba. Băi, nu știi, când veneau oile, turma de oile, nici mai trebuia să tundă aia gazonul, când venea și lăsa, bine, produsul secundar erau măslinele. Îngrășământul. Acum nu ne luăm de vegetarian, fiecare corect, conceptul său. Bineînțeles, da. Dar nu se compară. N-ai nicio șansă. Să se bată unul ca tine, da, cu unul care mănâncă iarba. Nu este. N-ai nicio șansă. Acum putem cădea într-un felul de curse de genul acesta în care avem impresia că am inventat noi, am pus noi coada la prună, dar practic... Asta e bună, trebuie să o țin. Din punct de vedere al nutriției este clar. Trebuie să mergi pe o anumită linie, în care să ai și consistență. Anumit aport de carbohidrați, complexi în mod special, pentru că ei sunt cei care îți dau energia de durată. Cei simpli, o energie scurtă, nu prea te ajută. Și atunci, un sportiv, mai ales la categoria grea, peste 100 de kilograme, practic trebuie să aibă un anumit aport caloric obținut din alimente de calitate. Eu consumam, când eram la lot, apoi la Brașov, aveam înainte de campionatele europene și mondiale, aveam 3 săptămâni de antrenamente dure la lot, atunci consumam minim 5 litri de lichide pe zi, dar ajunsesem la cele 3 antrenamente, cel de dimineață, prânz și seara, fără exagerare, două sticle de 5 litri de apă plată. 10 litri? Da, minim. Erau pe zi care le consuma la 135 de kilograme care le aveam atunci. Și cât dădeai prin transpirație înapoi? Păi îți dai seama că... 3 litri cred că dădeai. Pe puțin, nu, la un antrenament, la un sportiv. Nu, mă refer pe toată ziua, cele 3 antrenamente. Mai mult. Mai mult? Mult mai mult. Deci e clar. Și nu numai, că știi că nu pierd numai apă prin transpirație. Da, minerale. Electroliții. Electroliții și săruri. Care se recuperează unele după 72 de ore. Practic. Sunt electroliții, într-adevăr, magneziu se recuperează destul de greu și cu zincul până la urmă trebuie să... E ok să le iei prin supliment? Trebuie, neapărat. Da, da, e ok să iei. E ok, dar depinde acum și cine îl produce și produce, ce... pentru că sinteza e în laborator oricum, dar sunt unele de calitate superioară care, din, să zicem, 5 mg, 50 sau 100 de mg, la 100 de mg nu există așa ceva. E prea mult. Da? 10% asimilezi. Și cele care le găsești, cele mai ieftine, efervescente sau suplimente din minerale, sunt unele care simulezi 1%, de fapt. Deci apa plată e bună. Da, este bună apa plată. Trebuie neapărat să consumi apă plată. Și sărul, cât de importantă e sarea? Păi nu poți să reții, totuși, dacă nu consumi săruri, pe lângă faptul că electroliții sunt cei care fac transferul, mai ales la sistem nervos, dacă nu consumi săruri, se poate să stabilizezi și să fixezi și apa în organism, că îți trebuie apă. Exact. Pentru că ce este caloria? Este energia pe care o depune corpul să ardă un gram de apă. Asta e o calorie. De ce? Pentru că noi suntem 70% apă, nu? Corect. Și trebuie apă. Nu e bine să... Știi că pe vremuri se făcea slăbirea prin... terea totală a apei. Da, mi-aduc aminte. Deshidratarea. Dar de fapt, secretul nu este acesta. Eu l-am învățat în Olanda și este cu apă. Interesant. Deci, pentru că apa spală toate... Aduceam un sportiv de, să zicem, de la 80 de kilograme la 70 de kilograme în 3 săptămâni, wow, fără să simtă sete, îl aduceam fără probleme. Dar cum? Înainte, cu 6 zile de competiție, de cântar, un sportiv de 80 de kilograme trebuia să bea cel puțin 8 litri de apă pe zi. Minimul, continuat. Constant, împărțit, nu deodată. Și nu este pericolul de suprahidratare? Nu, deja, să rețină apă multă? Deja un sportiv care are un meci important în ring sau în cușcă, are 3 antrenamente pe zi. Deci înțelegeți, da, dacă vă antrenați și beți multă apă, nu neapărat vă ajută. Să aveți minim 3 antrenamente pe zi, da, minim 2 ore ca să simți ceva. Nu, să nu fie rece. Da. Ești ca o plită. Tu dacă consumi rece, în timpul antrenamentului, deci, afectezi inima. Apa trebuie să fie la temperatura camerei întotdeauna. Da, ok. La temperatura mediului. Mediului, da. Și în momentul în care începi să te alimentezi cu foarte multă apă, organismul va transpira oricum foarte mult, va elimina. Corect. Înainte cu 24 de ore.
Deci tu trebuie să-l aduci cu 5 kg peste categorie, înainte cu 48 de ore, chiar 72 de ore, și înainte cu 24 de ore de a face cântarul, se oprește din consumul apei. Deci, practic, el rămâne 24 de ore fără apă. Și să vezi cum dă 4 kg jos din organism, când se pune pe cântar, face categoria. Foarte fără tare. Să suferi cum am suferit, eu sufeream foarte mult, stăteam 3-4 zile fără apă, lămâie, o lămâie să mă măr, de seama ce chin. Se zice că 3 zile fără apă, deja poți să mori. Da, consumam puțin, se zice un părăl de apă și restul 2-3 lămâi. Visam noaptea că sunt, era filmul acela Laguna Albastră. Știi? Întoarce la Laguna Albastră care făceau baia iubiți, da, era într-o lagună albastră. Și tu visai? Că mă aruncam în apă și stăteam sub cascadă și continuu. Și, și mă trezeam și mai sorceam lămâie. Era un chin. Era un chin, da. Da. Tim Ferris a fost cel care a lansat acest concept. În ce acum vreo 15 ani. Și el, au început culturiștii să se ia după. Da, foarte important, culturiștii. Și eu l-am asimilat din Olanda și, într-adevăr, a fost foarte bine pentru sportivii mei, că n-am mai suferit decât 24 de ore. A, deci aplici efectiv acest concept, îl aplici în pregătirea luptătorilor. Plus faptul că cei sportivii mei acum ai recunoscut că arătau cel mai bine fizic. Nu discutăm. Deci în cea mai mare formă fizică și... cum arăta Cătinaș a fost numai după ce s-a antrenat la Kudokai și nu numai, Ion Grânceanu, Bunezidor, Bogdan Stanciu de mașini, Mio Dragolar și mulți alții care nu știu. De exemplu, Adrian Stoiții a avut o formă extraordinară la noi. El a fost la cadet și la junior, Adrian Stoiții, multiplu campion național la luptă liberă. Wow. Nicu Negumereanu, care acum e în UFC și care a uitat să mai povestească și de Kudokai. Deci eu i-am dat cele 10 meciuri și eu l-am pregătit pentru cele 10 meciuri în care a ajuns în UFC, dar asta e viața. Și că recunoștința e un copac care niciodată nu dă roade. Dar nu contează mai asta. Ales în România. Mai ales în România. Românul mută saci în căruța cealaltă, când căruța care avea saci începe să-i cadă o roată, imediat îi mută. Dar nu contează asta. Ideea este că contează foarte mult să ai o alimentație echilibrată, un antrenor bun care știe să te surmonteze când dai de greu. Corect. Știe să te motiveze. Corect. Toate acțiunile care trebuie să le faci, pentru că nu e ușor. Și ghinionul meu a fost că eu n-am avut antrenor, am fost autodidact. Asta a fost ghinionul meu. Eu trebuia să fac naveta la Brașov, să fac de calitate karateul Ashihara. Și mai mult autodidact și începusem să am și clubul meu și mă antrenam cu elevii mei și luptam și eu, luptau și ei. Și așa am făcut și eu performanță și ei. Dar ca să... Ce faci? Ai un ceas. Stai prost cu nervii. Nu, dar explodăm. Zi. Ce? În fine, deci pentru a promova artele marțiale, întotdeauna trebuie să găsești o modalitate în așa fel încât să rămâi în creierul, în psihicul omului. În karateul Kyokushin și așa există o probă Tameshivari, de spargere, care arată că corpul tău este ca o armă. Adică mâinile tale, tibia ta, coatele, genunchii, absolut tot, chiar și partea frontală a capului, știi că una dintre cele mai periculoase arme ale omului este capul. Știu că am folosit-o foarte mult în luptă. În meseria ta mai ales. La box e rușine dacă bagi fruntea și nu vei zi. Da, e rușinos. Da, Rup monturile la adversar, dar e o rușine. Da, bagi capul, nu e frumos. Goleneală, da, da, este. Goleneală. Dar Tameshivari. Mai învățam și noi. Și atunci am început recordurile cu bolovanii, cu spargerile de BCA. Pentru care ai ajuns tu cu... Renumit. Dar într-adevăr mâna devine o mână de fier, dacă știi să o antrenezi. Da, să mă arunc în piatră. Când puneam bolovanul acela de... A fost între 32 și 120 de kilograme în parcursul... Cel mai mare cât a avut? 121 a fost cel de la Teo. A, la emisiunea la Teo. Da, a fost unul mai greu și am așa, făcut-o, depinde. Cum ziceau, dar pune și unul mai ușor, că dacă e mai ușor, mai mic, să vezi că te rupe. Acum, da, că pietricică... Bine, de acord cu tine, că din punct de vedere fizic, al fizicii,
Dar cei de la metrologie au măsurat când am fost la TVR1 și barosul și forța de lovire și absolut totul și o tonă 400 și ceva de... Deci te lovea o tonă 400. Da, șocul ăla care exact se imprimă. Forța de barosul avea 10 kg. Adică 200, dacă te lovește o mașină e ok. Până la un punct. De acolo mai încolo nu mai e ok. Nu mai e, da. Supra om poți să devii, dar să îți depășești anumite bariere ale corpului tău, poți să... Corect, cu siguranță. Într-adevăr, karateul asta înseamnă, ești un luptător cu mâna goală, corpul tău e o armă, practic, și asta e frumos, asta e o artă, practic. Da, n-ai nevoie de... Eu țin minte când a apărut prima oară, au dus europeni în Japonia armele de foc, samurai erau împotriva lor. Păi era onoarea, că sabia rămâne, exact, sabie, spiritul, da. Era o rușine să folosești, dar până la urmă Odo Nobunaga a fost primul, nu era shogun, daimyo. Daimyo, a fost primul care a folosit el arme de foc în linie și Taiko, cel care practic a ajuns shogun, Taiko, el a reușit cu armele de foc să oprească războiul civil din Japonia. Da, deci a fost groaznic, mi-am aminte că citeam despre perioada aceea medievală, veselă. Ei au fost clan de luptători toți acolo, noi a fost de... Lasă-mă să te las. Șeful, ce mai faci? Hai să facem să fie bine. Merge și așa. Ți-mi minte și în filmul, exact, lasă-mă că merge așa. Ți-mi minte și în filmul Ultimul Samurai, cum spunea că de dimineață, de când se trezea japonezul, se dedica totalmente perfecțiunii. În ziua aia să facă totul perfect, să fie din ce în ce mai bun în tot ceea ce faci. Asta e o mentalitate care e greu de e un spirit. Și un spirit. Noi avem un spirit al nostru până la urmă românii, totuși, dar trebuie să recunoaștem că am avut un spirit în care instinctul nostru de conservare a fost atât de bun, încât a rămas o limbă. Păi aici a fost o confluență prin care au trecut foarte multe popoare migratorii. Placa de pivotare între Asia Mică și Occident. Da, și a rămas până la urmă de a reuși să avem limba noastră, să rămâne pe același teritoriu. Este lăudabil, un istoric mare francez a scris despre acest lucru, da, că poporul român are și calități extraordinare de supraviețuire. Nu putem să denigrăm poporul din care ne tragem, nu. Niciodată. Eu zic că românul, până la urmă, are valențe ascunse care ies la iveală în momentul în care... De criză, așa este, am remarcat și eu întotdeauna. De-a lungul istoriei, da, mie îmi place istoria și am remarcat că de fiecare când a fost la înghesuială... Noi am făcut lucruri mari. Primul lucru mare care l-am făcut, l-am demonstrat în epoca modernă, a fost războiul de independență, unde țarul Rusiei s-a rugat de noi, este scrisoarea la muzeu, să ajutăm cu turcii. Da. Că luaseră bătaie la Plevna, Grivița, da. Pur și simplu erau, au fost umiliți rușii, care erau mult mai mult decât turcii, dar nu puteau cuceri Reduta și i-a rugat pe regele României să îl ajute să participe la război, practic. Și noi am intrat în război cu turcii, cu ideea că vom obține și noi independența, ceea ce s-a întâmplat, până la urmă, un lucru extraordinar. Și noi am luptat cu țapina aceea lungă și cu încărcări. Da, se încărca pe puneam, la pulbere, după aia Bila, care era proiectivul. Călțiu și după aia... Trăgeam, da. Practic, și noi la baionet am cucerit două rezulte. Și turcii aveau arme cu repetiție de la englezi, da. Și am reușit să facem un lucru extraordinar. Și al doilea lucru extraordinar a fost în primul război mondial, când a venit baronul von Manchesten, spărgătorul de fronturi, și s-au lovit puțin la Mărești, Mărășești și Uituz. S-au oprit de români desculți în iarnă, degerați, nemâncați, că deviza pe aici nu se trece, într-adevăr a fost deviza aceasta, și am făcut al doilea Verdun ca și luptă. Primul, cea mai mare bătălie și cred că cea mai sângeroasă din istoria omenirii a fost la Verdun. Da, care un milion, cât a murit de-a lungul anului, sau mai puțin, cât a durat bătălia, 9 luni sau cât? Ei știu că vârful bătăliei a fost cel de 2 săptămâni, care englezii cu francezii au bombardat continuu pe germani. Da. Vagoane întregi de muniție, da. de obuze. Și englezii și francezii au fost ferm convinși că germanii nu mai există acum. De unde? Ei și-au săpat ca șobolanii, da, corect. Tranșei, găuri în adăposturi, da. Și când au atacat la baietă, a scos mitralierele și haide. Surpriză. Deci a fost Măcel. Marcela. S-a murit un milion, nu știu, cred că un milion s-a murit. Asta a fost în jur de milion. Bun, Mărești, Mărășești și Uituz, acea zonă din pas, trecând de la pasul Uituz către Moldova, a fost al doilea Verdun. Un act de mare vitejie. Pe aici nu se trece, a rămas, da, în istorie. Practic am făcut acte care a arătat spiritul poporului român.
cu Peneș Curcanu, care e tratat în sistem, Maieru Șonțu. Da, da, Maieru Șonțu. Maieru Șonțu. Da. Avem un... Erau filme cu Timur Ceaușescu, ții minte? Erau bune. Dar nu ne reprezentau în mod corect, acurat, acuratețea... Totuși cel pe Catena Teodoro a fost în... Da, e real. Măriuca la fel. A avut patru frați, parcă, și a mai trăit unul și s-a dus și la război. Femeie. Femeie, da. Și a făcut, într-adevăr, a fost eroină. Da. Prima dată rănită și tot s-a întors pe front. Ceea ce e un lucru extraordinar. Deci, practic, suntem un popor care avem multe valențe legate de supraviețuire și nu numai. Avem un spirit în care improvizăm și în bine. Da. Și în bine. Ne găsim soluția la problema, în cazul nostru, așa, din mers, de multe ori. Și asta mereu i-a dat peste cap pe străini. Da, cum să nu. Da. Cum să nu. Există o inteligență nativă. Este. Și încă poporul român mai are șanse de regenerare. Sper ca tinerii să înțeleagă fenomenul. Păi asta, de asta fac și materialul ăsta, fenomenul, pentru tineri, da. Să vadă puțină istorie, ce înseamnă un sportiv disciplinat, un sportiv care și-a dus la nivel de artă, practic, ce face. E un fenomen acum, o modă care, practic, distruge din start șansa oricărui tânăr de a realiza ceva în viață. Ei trebuie să înțeleagă. Deci tinerii trebuie să înțeleagă, adolescenții trebuie să înțeleagă că contează foarte mult ce faci și până la 18 ani. Să nu credeți că dacă până la 18 ani ai făcut numai nebunii și ai dus o viață destrăbălată, practic. Am înțeles că a scăzut și vârsta de consum a substanțelor interzise. 13-11 ani. Practic. Și nu numai, a modului de viață. Discoteci, alcool, traiu ușor, dă mamă banii, dăm toate banii, chiul de la școală. Aici sunt de vină și părinții. Corect. Ce să mai spunem? Numai, noi putem să judecăm pe nimeni, dar trebuie să înțeleagă că... să constatăm. Ei trebuie să înțeleagă că sunt ceea ce li se întâmplă în viață, sunt practic consecințele, cauzele la ceea ce au semănat. Da, corect. La alegerile lor. Ce au semănat. Da. Dar problema este că la nivel macro de societate a noastră românească, lucrurile acestea sunt grave, pentru că eu nu cred că tinerii din ziua de azi pot să-mi dea mie pensia. Mă îndoiesc. Asta e și vorba mea, a dispun sincer, mereu zic. Eu ți-am plătit ție alocația. Nu cred că o să-mi dea mie pensia. Tu o să-mi plătești mie pensia? Sunt din 1994 instructor și gradele în care am trecut și la antrenorat, practic, în nivel superior, care am fost recunoscut și în Occident, sunt după 2000. Am avut mii de tineri în față ca elevi, și în străinătate, și în țară, dar observ de la an la an un răsfăț al copiilor și al tinerilor, o atitudine în care cred că totul îi se cuvine, totul, părinții greșesc foarte mult cu foarte mult, da. Treaba lor, dar vor înțelege la sfârșitul vieții lor că copiii n-au realizat nimic din ceea ce au dorit ei, pentru că e pur și simplu... Plus că nu o să-i susțină pe ei când vor îmbătrâni ca și părinți. De unde? Eu văd zeci, sute de bătrâni singuri, părinții copiilor sunt plecați la muncă în afară și nu îi sună, nu le trimit bani, nu nimic, și ei trăiesc într-o pensie amărâtă. Când ei au făcut totul numai ca să-i susțină, să-i aducă la nivelul care sunt. E rușinos. Deci în momentul în care nu-ți mai respecti părinții, străbunii și istoria, poporul este sortit să dispară. Și n-am zis să eu zic. Ca spirit. Da. Ca și populație conlocuitoare vom trăi. Vom trăi, normal. Da, da. Dar ca și spirit, exact. Nu vom mai avea șansele să conservăm nimic din tradiția unui popor care, până la urmă, a supraviețuit datorită unor... Tradițiile și credința. Unor credinței. Credința. Strămoșești, tradițiilor. Absolut. Respectului. Respectul, da. Nu știu, pe vremea părinților mei am văzut la ei în familie că exista un respect față de fratele mai mare, față de mamă, tată, bunic. Da, da, da. Fratele mai mare, deci... Ce comentarii la fratele mai mare care avea doi... Spunea nenea. Da. Cel fratele mai mic, nenea. Îți dădea două capace, imediat îți realinia chakrele. Așa era în familie. Da. Și te duceai la tată sau la mamă să-i zici că te-a bătut așa. De ce te-a bătut? Păi mi-a zis aia. Jap și el, știi? Adică, știi? Da, problema e alta, că ce ziceai tu, ca să continui și eu puțin să completez, e faptul că, din păcate, observ că nu se mai cultivă competiția între masculii tineri. Țin de că noi eram competitivi în orice. Noi aveam testosteron. Da. Ăștia nu aveau testosteron. Da, exact. Se convertește în estrogen automat. Da. Mi-am văzut să fac unghiuțele, să epilează.
Și problema era că noi făceam o competiție din orice. Care scuipă mai departe? Care aruncă cu piatra mai departe? Care ajunge primul acolo? Care... Erau vremurile strămoșești, erau trânta. Da, trânta. Ei se luau la întrecere prin trânta. Da, exact. Erau, de bine, dacilor e chestia era asta. Un sport, nu un sport, e o practică românească, de-ar da cine e cel mai tare. Trânta. Trânta. Care bătea, a fost dusă de ciobani în continuare. Și bătea cu bâte, cum a rămas tradiția la moldoveni. La moldoveni, dacă se bate satul ăla de sus cu satul ăla de jos. Dar cum ne spune că... Da, ruginoasă apare. Da, ruginoasă, dar am înțeles că acum ăla e interzis. Le interzis, a băgat poliția între ei, jandarmeria. Dar e o tradiție care o fac de sute de ani. Și nimeni nu... Adică foarte rar se rănea și dacă se rănea erau chestii simple. Opa, Doamne, nu făcea nimeni reclamații la poliție. Deci mie mi se pare absurd să... Dar ruginoasă, da, așa. Da, ruginoasă, știu. Probabil că genul Clotida Arman Lewin a considerat o barbarie. Cineva de genul. Cred că e mai mare barbarie să ții bucureștenii fără apă caldă, în mizeria aceea, ceea ce mi-e milă de ei, recunosc. La noi, la Sibiu și nu numai, sunt orașe civilizate în țara aceasta în care se trăiește cu apă caldă, căldură, iarna, curat, fără praf, fără stres. Încă mai mergi la piață și sunt produse chiar din brânză, adică din reală, nu cu araceți, da. Care se vinde la București, brânză de Sibiu, da? Din mărginimea, de unde. Și trebuie să înțeleagă și cei de la București că au primarii pe care au ales. Da, până la urmă este. Și ne merităm oamenii care alegem. Că noi alegem, nu ne bagă nimeni pe gât cu forța. Bun, legat de competiție și competitivitate. Tinerii din ziua de astăzi au o groază de facilități. Oricine față poate... de noi, la vremea lor, e incredibil. Ce să le povestesc că dacă avea o bicicletă cu trei viteze, era cel mai șmecher din cartier. Era șeful cartierului, până când apărea altul mai șmecher ca tine, corect? Dar pe vremea noastră, Adidas, ți-am minte, exista grasul cartierului, grasul clasei, ochelaristul cartierului, ochelaristul clasei. Și mai era faza cel mai tare, chelul cartierului. Da. Deci nu era cum e, acum e invers, acum există normalul cartierului, normalul clasei, știi? Da, era un singur, era o școală. Era foarte rar, că credeam, răgați cu patru ori, credeam. Școala noastră era școala generală numărul 9 și eram 1600 de elevi. În uniformă, minunat, da? Frumos. Da. Pe două schimburi, schimbul de dimineață și de după amiază. Și într-adevăr era un singur Gheorghe, spuneam noi că îl chema Gheorghe, din nu știu cât AE, să zicem a 5 AE sau 8 AE, gras, pentru că era gras. Da, și eu la fel aveam în clasă unul singur gras. Confirm, așa este. Și acum săracele îți mănâncă mâncarea, ți-e frică săracii? Știi gluma aia ca la McDonald's, știi? Era la gras, copilul la gras mânca, știi? Și băiatul mănânci scaunul ăla, știi? Da. Pe tema asta. Uite, apropo că ziceam de alimentație și chestia asta. Toate performanțele pe care le-ai avut tu la ora actuală au fost datorită faptului că te-ai alimentat corespunzător până la urmă. Da. Ți-ai asigurat un aport. Contează foarte mult. La nivel superior de echilibrat, bineînțeles. Deci ca o mașină de rali, eu trebuie să am motor bun și ulei, combustibil. Benzină, ce bagi acolo în ea. Problema este că mâncarea procesată și semiprocesată nu mai are valoarea nutrițională. Bagi nisip în gură. Da. Este practic lipsită de nutrienți. Corect. Și trebuie să cauți cât mai mult mâncare neprocesată, să o procesezi tu într-un anumit mod. Nu e mai ușor să comanzi la Glovo pizza? Pizza e gustoasă, dar... Și atât. Sau shawarma, sau mai știu eu ce, cum bag în continuu, nei, burger, burger. Nu pot să înțeleg asta cu shawarma. Deși e bună, dar... Na. Zicea cineva, zice, bă, dar dacă stau și mănânc separat, zice, din shawarma, îmi pun în farfurie carne de pui, îmi pun cartofi, îmi pun... Adică, practic, shawarma desfăcută la farfurie. Nu e același drac? Știi ce face ucigătoare combinația asta, din toată povestea asta? Am ajuns la concluzia. Sosurile alea cretine. Da. Ideea este următoarea, că totuși vă spun un singur secret. Fugim de grăsimi. Ca sunt grăsimi nesaturate care sunt sănătoase. Și slana, avem nevoie, slana, de exemplu. Avem nevoie de ele în organism. Slana. La nivel de colesterol și de hormoni. Și ungerea articulațiilor. Avem nevoie de grăsimi. Pe. De calitate. Un unt de calitate, uleiuri presate la rece. De calitate. Ulei de măsline foarte bun. Extra virgin. Ei fug de grăsimi. De la prostie. Da. Așa că o salată, să zicem, poți să mănânci separat. Salata, brânza, măslinele. Eu așa mănânc. Și pâinea cu fibre multe este sănătoasă, dar într-un gramaj acceptabil. Pentru că ai nevoie și de fibre. Da. Brânză,
fac o salată din roșii, castraveți, spălate foarte bine. Se gătește să speli fructele și legumele foarte bine. Da. E bine dacă ai un vas foarte mare și vrei să faci o salată de roșii, să lași roșiile în apă cu bicarbonat în jumătate de oră. De ce? Un doctor numit la televizor spunea că bicarbonatul din pesticide e foarte fain. Da? Da, da. Deci bicarbonatul de da. Deci apă și cu bicarbonat. Să le lași o jumătate de oră, elimină deci foarte. Deci nu mai roșiile, și castraveții și toate legumele, toate legumele și nu mai legume și fructele, da. Înțeles. În apă cu bicarbonat. Și măcar în apă, simplu, dar să le speli foarte bine. Și nu sunt atât de toxice cum se spune, că într-adevăr sunt crescute în anumit fel, mai sunt ca pe vremuri, dar își mai măcar păstrează valoarea. Din... Ulei de măsline și mai un secret, că se spune că dacă tu consumi din metabolism 1000 de calorii pe zi plus ce mai faci efort la nivel de sedentar, țineți minte, puteți să mâncați ce vreți voi, și ciocolată, și slănină, și orice vreți voi, dar trebuie să mâncați la aportul calorii la care îl consumați. Mănânci slănină de 1500 de calorii pe zi, atât maxim. Nu te îngrașă alimentul în sine, te îngrașă aportul caloric. E ca atunci când pui apă într-un vas și îl dă deja peste. Da. O să mănânci ce vrei. Eu aveam o teorie care zicea că nu trebuie să depășești mâncarea caloriei, să nu depășească căușul. Da. Ce? Stomac. Da, stomac, căușul. Da. Zice 80% să fie. Japonezii au teoria asta și acum, cultul, da, e cultul. Aduți aminte când erau cetățile asediate, porția de cereale sau era de căuș. Ce se vede, era căuș. Păi romanii aveau legiunile lor la soldați. Săculețul, săculețul, greu germinat. Greu germinat aici, de piele, da, care mestecau. Ratia germinat, eu îi ziceam. Care da. Mestecau. Mestecau. În timp ce mergeau, că îi mășoreau pe jos, că n-aveau cai, de tofițere aveau cai. Aveau taburi. Da, cum? Aveau, n-aveau hamăre. Saur 1, Saur 2 și Saur 4. Da, hamăre, da. Avioane. Da, avioane submarine. Eu da. Așa am crezut. Au reușit să facă un imperiu. Da, da. Ți imaginezi cu tot fel de barbari. Și mergând pe jos. Și săpând. Și săpând. Făcându-și forturile ce își făceau ei cu totul. Și drumurile cu... deja cu da. Șanțurile pentru roți. Pentru roți, nu? Pentru roți. Da, pentru roți ca să... Da, adică te culcai și te rezeai la Roma. Deci foarte, foarte inteligent. Și sunt drumuri romane care se dezgroapă și pe teritoriul țării noastre. Și acum încă sunt bune și sunt folosite în anumite localități, încă se merge pe ele. Și ai noștri nu sunt stare să toarnă un asfalt. În sud. Mai da. Sunt, cred, da. Mai sunt. Da, da, da. Da. Ba nu, ai noștri te toarnă un asfalt, dar e pe sub iarbă. Bună asta. Licitația publică trebuie să fie în așa fel încât să fie și palandărătul. Da, 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 atunci se poate. Zine de, că ai zis de spart bolovani până la 120 de kilograme greutate pe pieptul tău. Și o să bag în acest clip care îl voi face în acest podcast, voi pune și imagine. Sunt pe YouTube. Sunt, le găsesc, le dau eu jos, le fac eu frumos. Am și critici, acum mai nu se spun hateri. Că mare lucru să rup cu tibia, nu știu ce. Bă, dar încercat și voi. Păi, de ce spui mare lucru? Ai făcut și tu asta? Da, spuneau ei, păi încercați da, și voi. Da, dar el a făcut asta? Acum eu accept criticile, dar întreb și pe ei. Eu accept critici de la unul ca tine, de la unul care... Așa, dar nu ei. De la unul care n-a făcut. Și ideea este următoarea, că am început la un moment dat să demonstrez cât de puternică poate fi o mână de spart nuci de cocos. Cel mai mult am spart 6. Dar când m-am dus la România Talent, una. De ce să... Mi-aduc am văzut faza. Oricum, să știți că doare până la urmă să spargi o nucă de cocos, nu rămâi așa. Normal că doare, probleme de control. Doare, dar nu se rupe. Și când ai cu tibia te doare. Normal, nu se rupe. Și zice, mare lucru, nucă de cocos, încercați și voi, am spart 6. Una 6? Da, una după alta. Mi-am pus 6 nuci de cocos și pac. N-am vrut să fac asta la televiziune, că nu trebuie să fac niciun record. Am demonstrat. Poți să ajungi să fii o mașină de luptă. Ce te ajută asta? Păi nu te ajută decât, în primul rând, pe tine, că te cunoști tu și ai încredere în tine. Corect, îți construiești încredere. Ceea ce ești în sală, ești și în afara sălii. Așa este. Și în afaceri, și în viață, și ca părinte. În primul rând, ceea ce ești în sală, ca luptător și antrenor, ești și în fața copiilor tăi. Absolut. Da. Și dacă reușești să devii pentru copiii tăi un model, model foarte bine. Foarte ai realizat ceva. Și la ce am văzut la țigle, știu că mai spărgeai și cărămizi. Orice se poate spărge. Cât a fost, să zicem, recordul tău personal, cel mai mult, că a pus una peste alta?
Nu, cărămiță, zicem, că cărămizele pot fi considerate un standard, pentru că țigle pot fi de diferite materiale, densități, grosimi. BCA-ul e de 5, de 10 și de 15. Corect. Cum depinde. De 15 se sparge mult mai greu, pui maxim, deci cel de 15, cam așa. 15 cm grosime. Da, da. Deci 3-4, cu distanțiere, poți să pui și fără. Acum depinde, dar cu distanțiere poți să spargi mai mult. Am făcut o stivă de 10, am făcut o stivă de 10, încât a trebuit să mă pun. Cu ce porțiunea mai păi se cu șut-o, nu? BCA-urile încep de aici, de aici până aici. A, și cu cotul, da. Da, dar BCA-urile, cele mai multe le spargi cu toată porțiunea aceasta de aici. Am înțeles. Și m-am urcat pe scaun și contează foarte mult impactul acela de viteză, forță și greutate. Trebuie să le coordonezi să fie într-un punct. Dar trebuie să fie total. Total. Da. Total. Că dacă nu este total, se oprește la jumate sau la trei sfert. Dar cel mai rău lucru e dacă nu reușești să le spargi pe toate, că te rănești atât de tare. Știu. Că da. Treci printre ele și părțile care se spar, îți te oprești, te... Îți vin și se... Îți rup carnea. Da, îți rup și sentența, pentru că sunt ciuburi. Sunt... Îți rup carnea. Eu cea mai mult am spart 13 țigle serioase la mărimea asta, mari. Cele tip sau olane? Alea de pe clădirile veche a unităților militare. Nu știu. Alea erau pătrate așa cumva și veneau și aveau un singur de ăsta și erau destul de mari și țare. A, știu de care. Da, 13 bucăți am spart cu pumnul de sus în jos, așa. Bam, da. În jos. Da, la țigle... Fără distanță. La țigle n-am făcut... Cu țigle n-am făcut. La țigle n-am făcut record. Am filmare, chiar s-o caut, bine că mi-am să aminte. Uite, vezi, am un hard vechi din fostul meu calculator, din perioada aceea când eram la forțe speciale, da? Și a fost filmat de către TV Neptun, era atunci la noi și încă este, dar nu mai e ce a fost odată. Și au venit și au filmat de ziua Poliției de Frontieră, eram la forțe speciale Poliției de Frontieră acolo și am făcut chestia asta. Eu și cu Bogdan Țugui, frații Țugui de la Sulina, că foarte buni în Chiocoșin erau băieții. Și am făcut chestia asta și a fost la modul wow. Toată lumea a zis wow. Adică el cu cotul a dat... Dar la tine e incontestabil acum, că și tu în sportul de contact ai reușit să faci anumite lucruri. Bă, nu am prea multă experiență, să zicem, că din 2000 cât? Din 2000 în sportul de contact, la nivel de ca și antrenor, ca instructor, pardon, din 2012. Ai trecut dincolo de medie oricum. Da, în momentul în care mi-am scos primul campion, da. Ai trecut dincolo de medie. Nu am luptat n-am avut ocazia să lupt, pentru că n-am avut timp. Și nu m-am antrenat pe chestia asta, eu pur și simplu m-am apucat cu Cristi Tunschi atunci, am creat secția de Kempo de la Năvodari și la ora actuală Jipeanu o duce sus, a dus-o sus în continuare. Da, știu, e un lucru minunat ceea ce faci, mai ales că provii din un sistem de forță da. Publică și consider că poliția, jandarmeria, poliția locală, care e altceva față de poliția națională, poliția locală, ar trebui să aibă cursuri obligatorii de autoapărare și nu numai, și de trageri, cu adevărat de trageri, dar probabil că la nivel de conducere națională nu se gândește o pregătire de genul. Există și o altă problemă. S-a înființat de aproximativ un an de zile, cam un an și puțin, serviciile de pregătire profesională la nivel de inspectorat. Un lucru bun. Dar, din păcate, există un singur instructor care trebuie să lucreze concomitent cu 60 de oameni. Știi destul de bine că nu se poate. Nu prea pricep ce e. N-ai cum să lucrezi 30-60 de oameni în două ore. N-ai cum. Știi destul de bine ce zic aici. Eu consider că viața polițiștilor, părerea mea, este destul de grea într-un fel. Este. Pentru că sunt sistemul, adică forța este subdimensionată pe cap de lucru. Aici e problema. De-aia nu se face că nu suntem oameni. Subdimensionată, au de lucru, lucrează cu tot felul de indivizi care vor să eludeze legea. Clar. Românul nu este conștiincios pe tema aceasta, pentru că nici pedeapsa nu este pe măsură și nici amenzile nu sunt pe măsură. Eu zic că dacă arunci pe jos o hârtie și te prinde polițistul, fără povești, fără nimic, să fie amenda direct 100 de euro. Problema nu e neapărat în amenzi, că amenzile poate să fie bani. Și la bani. Pot să zic eu imediat la ce e problema. La aplicarea lor. Cum cui mei banii de la om, care el nu are nimic pe numele lui? Atunci îl bagi... Păi există muncă, nu, era muncă. Înainte, era în 2000 până în 2000... Muncă în folosul comunității. Era arest contravențional, era 10.000 de lei vechi, ziua de... pușcărie contravențională, dar era doar cel mult până în 30 de zile, era ceva de genul. N-avea voie să depășească 30 de zile, știi? Și în rest muncă în fost comunități. Oricum se dădeau salvetă portocalii și dădeai cu mătura. Foarte bine. Da. Sunt pedepse care sunt prea mici. Altele
Probabil pentru că avem sistemul de contopire noi. Și dă după ce o treime din tot. Exact. Pentru că dacă ar fi cumulare, cum e la justiția americană, îți iei 300 de ani de pușcărie. Și din aia 300 de ani chiar nu mai ajungi să ieși din... Nu, că nu mai e. Și, mai drept de... și fără drept de eliberare condiționată. Deci dați seama că azi e partea proastă. Problema acum legat de noi este aplicarea legilor în anumite circumstanțe mai ales. Dar problema cea mai gravă care ne confruntăm și acum presa își dă seama după 5 ani că a apărut fenomenul consumă de droguri. Oh, Dumnezeu, nu vine să crede. Ceva nou în România. Dar ei nu știu că salvarea acestei nații este prin sport și cultură. Corect. Profesori buni, și bine ghiși, plătiți. Și ghiși ce fac în școală. Au eliminat aproape sportul aproape de toți, l-au făcut la nivel de 2 lei. Bășcălie. Iar cultura deja... Și nu mai e. Deci, și profesori inculți. Ca să cucerești un popor nu trebuie să tragi un singur foc de armă. Să lași prost. Exact. Da? Țara TVA prost. Distruge învățământul. Și asta se întâmplă. Asta s-a întâmplat. Și sportul, bineînțeles, că ți-aduce aminte ce eram pe toate podiumurile în 80-90. De fapt, 70-80-90. Toate sporturile am avut campioni olimpici, campioni internaționali, europeni, balcanici. Eram peste. Nu exista o competiție unde să nu se cânte imnul României pe primul loc. Deci nu exista în orice. La ultima olimpiadă cred că am fost 20 cu toții de participanți, am înțeles. Nu contează. Și înainte se pleca cu 3 camioane de aur. Erau cu roaba cândva medaliile de aur și acum au așa pe degetul mic. Și bronz, știi? Ideea este că la noi în clasă, până în clasa 8-a, trei sfert din clasă practica sport. Da, așa era, corect. Da. Toți făceam patinaj. Sport. Și mai multe sporturi odată? Patinaj, schi, da. Fotbal, rugby. Se făceam. Practica ceva. Făceam fotbal, rugby, făceam atletism. Da, se făcea ceva. Acum unul pe școală. Fiul meu este, a intrat la liceu, la un liceu din Sibiu, la pedagogii și cred că mai sunt doi în școală care fac sport de performanță, practică. În rest... Se duc la sală. Nici la sală. Majoritatea îi vede să duc la sală să-și facă poze. Ce mă amuză acum, că sunt tinerii cam slăbuți, așa, efeminați, care se tatuează capete de mor pe ei. Dumnezeule mare, e ca și cum ai pune pe... Pe Logan ai pune emblemă de Mercedes sau de Mustang. Știi, exact chestia asta. Bun, hai să continuăm discuția care ne interesa pe noi. Deci, la nivel sportiv, ce realizări importante ai avut în cariera ta de sportiv? În sportul de contact și la ce sporturi de contact? Ce locuri și la ce competiții? Am luptat în toate stilurile de contact. Începem așa, Kyokushin. Kyokushin Budokai este cel nume mea. Ok, Kyokushin, cea mai înaltă... Cea mai mare realizare? A fost la cupe, pe Kyokushin. Cupe pe ce? Cupe naționale. La național? Da, naționale. Cupe naționale care noi participam la cupe naționale, eram înscriși între 500 și 700. Oh my God. Și pe categorie, să zicem, eu luptam la 75 de kilograme, eram cel puțin 30-40-50. Deci aveam practic 7-80 meciuri până în finală. Ma. Ca să țineți minte, cum era cândva. Deci campionatul național de Ashihara în care îl ținea, care îl organiza Federația Română de Ashihara, nu, atunci era Federația Română de Arte Marțiale de Contact și Ashihara era departament. Nicu Dascălu, o calitate mare acest om, recunosc, Nicu Dascălu, el era și luptător și organiza. Țin minte că începeam la 9 dimineața la sala Tractorul, campionatul național de Ashihara Karate, și a doua zi, la ora 3 dimineața, apucau-se în finală. Luptau în finală. Deci în continuu, efectiv, da, nu se dormea, da. Nu, continuu. Deci, a doua zi, extraordinar. Eram până într-o 1000 cu toții. Îți dai seama ce era acolo, o minunăție. Crește inima în tine, o artă marțială cu adevărat. În Ashihara am făcut performanțe mai mari. Acolo, la naționale, deja eram abonat pe podium. Deci locul întâi, mereu, la naționale. Întâi, doi. Au fost cazuri în care... Luptând și sportivii mei, nu mă puteam concentra la maxim. Am ajuns și în finală cu sportivi de-al meu. În finala din 2002 am ajuns cu un sportiv de-al meu. Și am pierdut la puncte. Dar am pierdut la puncte pentru că am fusese în ruptură de biceps femoral. Oh my God. Stâng. El știa, dar n-a insistat foarte mult. Înainte cu ceva vreme și încă era dureros. Exact. Mi-a plăcut că n-a insistat pe... Onoare. Onoare? Da, câștiga la puncte. Da. Am luptat pe Ushu Santa în ring, regulamentul nu l-am putut introduce în reflex, făceam anumite mișcări care nu erau cu regulamentul, proiectările se fac în anumit mod în Ushu Santa,
Acolo sunt alții care s-au priceput mai mult decât mine, dar a reușit să câștigi meciuri la Ushu Standard Profesionist, în kickboxing. Aici, aici. În kickboxing am intrat târziu, spre sfârșitul carierei deja. Am două locuri 5 mondiale, Nashihara, Danemarca. Întotdeauna mă opream în sferturi, ceva de genul, cu rușii. Eram cel mai scund, cel mai michitel dintre ei. Ei aveam între 1,95 m și 2 m. Trebuia să compensez cu greutatea. Țin minte că am făcut un meci cu Ivan Titenkov și era egal-egal, spargeri. Trebuia să fac spargerile care spăgea mai multe. Am fost la egal și la spargeri și după ce am pierdut celălalt meciul de departajare. Kickboxing-ul a fost la sfârșit, în care, dar sunt mulțumit că am reușit până la urmă, pe cinstite, să îl înving pe Tolea. Pe Anatolie, după Anatolie Ciumac. Tolea. După operație la mână, de câteva zile scosese în gipsul, fusese operat și a luptat mai mult cu stânga. Dreapta, numai un singur croșeu a reușit să-i aplic și o directă de dreapta, pentru că încă operația își spunea cuvântul. Și l-am pus în mare dificultate pe low kick. Da, nu prea la picioarele, ți-aduce aminte? Da, da, era, da, știu, era strong. Știu. El rămâne un sportiv. Este, da, îl cunosc. Nu avem ce să contestăm. Da. Pe tema aceasta, este un sportiv care poate căra foarte mult și poate da foarte mult. Da. Pentru că omul este o forță naturii. Și îl duce și minte, are și tactică. Da, eu l-am cunoscut personal și... A fost luptător liber de performanță. A rămas uimit de ce da. Om bun ești, de treabă și liniștit. Și... Suntem prieteni. Ne mai ironizăm din când în când normal, și pe teama meciului, mă refer. A, și tot de atunci? Când a fost, în ce an a fost meciul? 2003. În 2003. Și de atunci tot ține minte. Nu s-a vindecat, hă? Da. În fine. L-am văzut parcă și la MMA, parcă ai vorbit. Nu am luat în MMA care este acum în cușcă. În România era un fel de MMA de la amatori spre profesioniști, care nu era mediatizat. Aha. Nu se știa de el. În România. Nu se aplicau normele, regulamentul. Am luptat și la cel MMA și am urcat și acolo pe podium. Era un fel de, îi zicea Kyokushin Budokai, dar era un MMA care avea voie să dai și cu capul. Mi-ar fi plăcut cu siguranță mie. Dar la sol aveai voie să stai numai 30 de secunde. Dacă în 30 de secunde puteai să aplici o tehnică decisivă la sol sau care să-l pună în dificultate, te ridicam. Foarte, foarte obositor. Pentru că când te ridica, când zicea stop arbitru, se oprea și cronometru. Și practic 3 minute să le lupți de meci erau 15 minute. Da, da, da. Era destul de greu. Mamă. Pentru mine cea mai mare performanță, știi, care a fost până la urmă, spun eu, nu, practic sportul care l-am făcut eu și am ajuns să urc pe podium, ai văzut câte cupe am la birou. Da. Aici sunt numai cele de raliu câteva, da, că chiar. Sunt polivalent. Trebuie să vă pun poze, o să vorbim și despre capitolul ăsta, stai așa. Bun, faptul că am reușit să crez sportiv de calitate și de talie mondială. Deci asta este practic pentru tine? Da, asta e o performanță. E cântecul tău de lebădă, da. Ca să zicem așa? Putem să-l numim așa, nu? Păi nu chiar cântec de lebădă. Că nu e încă. Nu, dar mă refer ca și... Că ai fost luptător și cântecul tău de lebădă este practic, nu mai particip la competiții, dar în schimb, cântecul tău de lebădă ca sportiv este că ești antrenor și că scoți campioni. Oricine se uită în ochii mei acum poate să fie sincer cu el și să știe, să recunoască când erau sportivii mei de la Kudokai, poate nu chiar toți, dar 99% erau pe listă, ei știu că era pericol până la urmă. Era un pericol. Deci Kudokai rămâne un brand, până la urmă, național și nu numai. Ții minte că Mio Dragolan, sportivul timișorean, care a fost între cei mai talentați fotbaliști la juniori, la școala lui Gică Popescu, atunci când a apărut cu gilet Sirius, a fost primul selectat. Da. Uite, a fost la Poli Timișoara, titular. A anunțat la fotbal, s-a dus în Spania, s-a apucat de kickboxing și l-am văzut eu într-un meci de amator și l-am luat la Sibiu. Și l-am făcut de talie mondială. L-am învins în 5 runde discutăm de kickboxing pe Mișa Rosian, în Belgia, un olandez. În 5 runde, măr, extraordinar, meciul lui care a fost la profesioniști primul. Și de acolo a fost o ascensiune foarte frumoasă. Ce categorie? 72-575.
Ne-am dus în, am fost invitați la un, la o competiție, la un circuit în Franța, înainte de sărbători. L-am luat de acasă, înainte cu 3 zile de Crăciun, atunci a fost competiția în Franța, la Marsilia, l-am luat din, de acasă, hai înapoi, mergem, e bursa bună, ai și tu bani de Crăciun, pe de unde mai se poate, nu câștigi, ba, câștigi. Și țin minte că trebuiau să fie promovați doi francezi, la profesioniști. Și era Miodrag Golar cu un croat și doi francezi. Ei, doi francezi trebuia să ajungă în finală. Cum e că trebuia? Trebuia, când a fost chemați croatul și cu românul Miodrag al nou, să fie calul de turn. Ah, gata, am înțeles. Ei erau favoriții. Da, cu... și da. Într-un capăt era românul, într-un capăt era croatul. Român cu francez, croat cu francez. Și pe a francez cu francez trebuia să fie în finală și amândoi ei ajungeau la profesioniști, se promovau. Miodrag l-a bubuit pe francez, croatul pe francez. Și a ajuns Miodrag cu croatul în finală. Cel mai spectaculos knockout, lovitură de picior la cal, l-a dat Miodrag în repriza a doua la croat. Extra. High kick, normal? Da. Vai, a dat atât de bine adus. O să caut să-mi dai link dacă se găsește lupta undeva. Pe păi este, este. Pe YouTube. Să-mi dai link, să-mi trimis tu, ca să poți să o bag în este, discuție. Este. Exact când vorbești despre chestia asta, să și pun imaginea. Este pe YouTube. Vreau să fac un montaj frumos, sincer. Chiar o să fie... Chiar o să încerc ceva nou. O să încerc ceva nou acum cu podcastul acesta, în care, în timp ce discutăm, o să pun imagini în același timp, efectiv, și pe fundal să discuțeau de discuția noastră. Acum, arhiva cu Dokai de pe... Dokai România de pe YouTube are sute de video. A, deci există canal. Da, Dokai România. A, bun. Care are sute de video și cu spargele mele. Suntem prieteni, dar spre rușinea nu m-am uitat. Mea culpă. Am avut onoarea să realizeze cei de la TVR1 prin 2002 un filmuleț despre mine, care au venit la mine acasă, au filmat cum mă trezesc, cum iau micul dejun, cum merg la sală. Atunci am participat și la concursul de powerlifting. Nu era încă înființată Federația Română de Powerlifting, în care am fost cofondator. Dar se făceau concursul de powerlifting. Eram atât de puternic încât participam la concursul de powerlifting, practic. Și cât a, cea mai mare greutate, cât a fost? Deci, la cel fără costum. Participam la powerlifting fără costum. Sper că nu în curgol. Nu. ești în short și în tricou. Da. Nu cu colanțele. Cu centură. Nu cu colanțele. Nu. Da. Și, păi, acum împins de la piept, ca să zice, împins cu culcat bench press, da? 170-180, e o tehnică care trebuie să lași greutatea încet. O ție aici o secundă? Ai grijă. Da, o ție aici o secundă, parul meu cu apă. Da? O ție o secundă și împin. Bench press 180-200, dar cea mai constantă rămânea la 180, împins cu culcatul. Îndreptările 200-220-230 și genuflexiuni 200-210-220, depinde, pe acolo eram. Oh. Dar pentru luptător e ok, da? Pentru că nu m-am antrenat pentru powerlifting. Păi da, nu erai tu de profesie. Powerlifting, da. E un sport de sport. Dar ți-ai demonstrat ție că poți chestia asta. Cum să nu? Că până la urmă asta este lupta noastră, cu noi înșine. Nu ne interesează. Putem să arătăm că putem. Ne arătăm nouă întâi și abia să fim model pentru ceilalți până la urmă, că despre asta trebuie să inspirăm pe oameni. Am fost legitimat și la box, la CSM. Azi ziceai de box astăzi, chiar. Am luptat și la box de amatori, că box profesionist nu mai nicio șansă la vârsta de 30 de ani, la box de amatori. Și mă certau că de ce lovesc croșeu ca la profesioniști, că n-ai voie cu mâna cârlic spre față, ai trebuie să dai așa, da. La amator. Da, dar problema e că îți rup eu sunt aici. A, de am câștigat câteva meciuri la intercluburi la box. N-am participat la campionate mari de amatori în România, în federație, la intercluburi. Orgolii de interlopi, unul de-a lor bun, care hai să lupte cu mine, când se apropia să ia bătaie, să scurta timpul. Se scurta timpul? Incredibil, legile fizicii se întrerupeau. Pe filmare eu vedeam că meciul rund a durat un minut jumate, nu de două. Fuck. În fine, a fost experiență. La boxul amator trebuie să ai dezvoltat reflexul și viteza. Acolo nu trebuie forță. Da. Păi de-aia își durează 17 reprize sau 15, nu ca la kickbox. Nu, la boxul profesionist. Nu, dar la amator cât e? La amator acum sunt 4 unde câte 2 minute. Oricum tot e. La profi, na, nu contează. Dar la noi la kickbox ai văzut cât e? 3 runde. 3 runde a câte 3 minute. Exact. Acum nu punem.
omul... Forța cu care se lovește în kickbox și consumul de energie și toate alea este... Middle kick-ul, low kick-ul, da. La box, în general, când ai 15 runde, când se bat profesioniștii, se tatonează 5 runde, își caută dansul fiecăruia, să vadă cum ține garda, unde greșește, unde lasă omorul când dă, unde coboară, unde nu, îl caută, îi caută fisura în armură și abia spre final începe asaltul final. De ce kickboxing și nu, sau Muay Thai și nu Muay Thai în mod special, mai ales pentru autoapărare și nu box, pentru că omul are 9 arme. Și capul, 9 arme, care trebuie folosite. Exact. E ca atunci când, de ce să tragi cu pistolul când poți să tragi cu mitraliera? Corect, exact. Boranul mi-a plăcut mie, pentru că îmi plac și tencile articulare. Boranul care este mai tradițional. E complex. Este incredibil, deci eu ador boranul. Deci când văd ce tenci articulare... Da, ador, dar trebuie să... Da, nu, dar se lasă rupturi acolo dacă nu ești atent. Păi practica la nivel intens e greu. E grele. Că ziceam că, bă, dacă s-ar da la noi în România să facă boran, ambulanța ar fi foarte ocupată. Da, da, inclusiv la antrenamente ar fi foarte multă ambulanță acolo. Ce vreau să te mai întreb? Mă scuzați. După aia, firmă, pază, un renume, în oraș, în Sibiu, când spui Asalt Protect, păi se aveam, știe? Aveam deja sportivii care lucrau în cluburi. Oameni de ordine și începusem în Sibiu să lucrăm în marea majoritate a cluburilor, să am oamenii de la club și de la clubul de sport. Și trebuie să ne legalizăm printr-o firmă de pază și am înființat Assault, brandul Assault. Assault Protect, nu? Assault Security. Security, da. Și acum e Assault Protect by Security. Uh-huh. Security-ul a trecut ca și firmă într-o perioadă foarte grea. Și am înființat o firmă, Assault Protect, dar tot același brand Security rămâne și Protect, e brandul Assault. Se știe lucru. Cine ești tu în Sibiu și cu și ce nu oameni, numai pe și nu numai, da, și cu ce oameni vii la protecție și la tot ce trebuie, până la urmă urmei, că asta e, numele spune tot. Dar nu schimbă niciodată conceptul de păznicuț bătrân, din păcate. Da. Concurența neloială... Discutam astăzi chestia asta, că, na, dacă, din câte știți, mă adresez și celor din security, până la urmă, că și ei, la rândul lor, trebuie să fie foarte bine pregătiți. Și nu, e greu, pentru că un om bun cere o plată corespunzătoare calităților sale. Și atunci un patronaș de o firmuliță de pază, care se numește Țup Țup Security, îl bagă pe Nea Vasile, care e sculer matrițer, toată viața lui a ieșit la 65 de ani la pensie și are o pensie de toată jena. Și atunci ce rotunjește și eu cu câteva sute de lei acolo în plus și îl bagă la firmă de pază. Da, e un cer vicios. Că și, păi eu știu, dar și eu... beneficiarul cere... Hai, bagă mâna acolo, de ce la noi e ce. Da. Oricum ce m-ar fi asigurată, nu contează, dar măcar să acoperim legal, că îi cere legea să aibă paznic. E un cel vicios. Eu știu aici. Oricum, conceptul în România legat de pază privată... Nu mai cum era odată. Ține de că era paznicul ăla când mergeam noi în șantier să ne jucăm sau să furăm tubermane, ne bătea la cu furtunul de la... Acum n-ai voie să-i bați cu furtunul. Da, ne bătea paznicii când ne prindeau. Oricum, paznicul nostru, după că mă refer din marea majoritatea firmelor de pază, doarme noaptea, n-are ce să bat. Că acum merge pe monitorizare video, care va fi viitorul. Da, de fapt, sunt posturi care se vor desființa automat pentru a scoate somnul paznicului din gheretă. Și plătitul degeaba. Camera smart, da? Smart, perimetrală, hoțul are acces la zonă, automat dispecerat, echipă de intervenție, bine pregătită. 2-3 minute acolo. Normal așa trebuie, până maxim 5 minute. Corect. Maxim. În 5 minute nu prea are ce să fure, mai ales dintr-o fabrică. Da. Eventual un bec, un laptop, un ecran, ceva. Hoțul se duce pentru asta, se duce pentru un balot de cupru, da. Pentru un generator, cum a fost ultima tentativă. O firmă chiar de construcții care ne-a căutat în secunda 2. Vrem pază. Am fost martor astăzi la discuția asta. Păi, domnule, la Sibiu nu știam că este așa ceva. Uite, acolo peste deal e un sat care numai cu așa ceva se ocupă. Se numesc aspiratoare. Aspiratoare? Magnet și aspiratoare. Nimic nu scapă, hă? Ferească Dumnezeu. Da. Și conceptul acesta de la moluri, nu
pot să înțeleg cum la mall-uri sunt oameni atât de în vârstă, da, atât de prost prezentabil, da, care da, fac care servici. Când mai și treci pe lângă ei, scade nasul de la mirosul ăla de transpirație. Da, să știi că și prețul care îl oferă, eu înțeleg și pe patron, să știi că prețul care îl oferă și cei de la mall-uri este destul de jenant, în așa fel încât și patronul trebuie să caute un echilibru între profit. Trebuie să facă și el profit, că nu facem muncă voluntară pe urmă. Păi așa vor ăștia, da? Marea majoritate, să facem muncă voluntară. Așa că nu mai facem filme de pază, facem filme de voluntariat. Am înțeles. De păznicie. Da, da, da. Ca la magazin o să ajungeți, ca cum rulează ea țigările. Nu câștigă nimic, dar doar rulează bani, nu? Cam așa. Ideea este că asigurați-vă casa, punctul sistem de alarmă legal la o centrală, că degeaba e alarmă, că o va ști. Că vine prima oară de probă, declanșează alarma și vede că nu vine nimeni. Mai face o dată, vede că nu vine nimeni, știe că nu este intervenție, se sparge cu tot cu alarmă. Firmele, asigurați-vă bunurile, pentru că sunt foarte importante bunurile voastre, mă gândesc, pentru asta munciți. Asigurați-vă prin sisteme de alarmă video, dar nu video simple, perimetrală, cu dispecerizare. Asta e important, chiar discutăm asta, dispecerizarea să fie reală. Discutăm de pază. Cei care sunt persoane influente, importante, ar fi bine să, de multe ori, când pleacă într-o deplasare, să-și mai câte un șofer specialist, gardă de corp, ar fi indicat, noi avem așa ceva, pregătiți. Și gardă de corp și șoferi foarte buni, eu sunt și pilot și navigator. Ah, chiar, pilot. O altă pasiune și unde a ajuns pe podium deja, da? Da? Pilot de curse. Da, de raliuri. Raliuri. În campionatul național de raliuri. Foarte tare. Deci nu așa că ne hotărâm noi. Sunt câțiva care își pun pe... Cu Loganu, nu? Am început cu Loganu. Mi-aduc aminte că am văzut și ține de că ți-am transmis mesaj. Zice, mă, Logan are... Macadamul, Loganul pe Macadam este extraordinar. Pe bune? Da. Modelul vechi, ăla, da. Cutia. Da, modelul vechi. E extraordinar. Nu-ți vine să crezi ce poate face. Noi am făcut... Care ar fi motivul pentru care e așa de bun? Construcția lui. Noi am rupt, practic, am tras de Logan la Macadamul Sibiului. Era istoria, legenda Macadamului românesc, care e Raliul Sibiului, cel mai greu Macadam din România și nu numai. Cu Logan am făcut proba și am rupt doar un telescop pe spate stânga. Atât. La nebunie. Deci, practic, maxim, mai ales la coborâre, știi cum? Maxim. Deci simțeam că zburăm în râpă. Și n-am putut să-l terminăm. Pe cuvântul. Să-l terminăm, că să stricați mașina. N-am putut. Deci, practic, am rămas șocați. Adevărul că el este cam leneș din cauza motorului în pantă, dar nu contează. 1.4 pe asfalt, sau câteva. Nu, am avut cel de 1.7, parcă. Da, 1.7. Pe benzină? Da, 1.7. Pe benzină, nu da, pe motorină. Uh-huh. Că e un singur model care e omologat pentru raliu. E cel mai vechi, e la mai vechi. Da? Da. Că cel mai comun era 1.4, din câte știu. Da, 1.4, MPU. MPU. Care avem și noi la miliție. 1.4 pe asfalt. Dar nu prea. Înțelegi. În care aerul era condiționat de deschiderea geamului. Oricum la raliu nu ai aer condiționat. Dar la ce trebuie? Din contră, dai drum la căldură în momentul în care punești proba pentru a mări circuitul apei, pentru a proteja motorul. Da. Deci, ai așa, bluză, ignifugă contra focului, izmene, no-mex, ciorapi, cagulă, vine după aceea costumul, cagulă, ghetele, mânuși, copilotul nu are mânuși, că el trebuie să dea mereu la caiet să citească, casca, și sunt 60 de grade minim într-o mașină de raliu. Doar că ai geamurile deschise, frate. Că nu ai voie. Cum? Păi n-ai voie în probă geamurile deschise. Adică nu ai voie. N-ai voie. Păi de ce? Păi nu ai geamurile pentru siguranță. Dacă te răstor, nu ai voie geamurile deschise, n-ai voie. Dar unii, mai unii, o fereastră. Dar nu te ajută. Ca la avion, știi? Nu te ajută. Ușor. Nu te ajută. Ca la avion, ușor. Mai aerisirea de sus, dacă o ai bine. Dar numai în timp ce mergi. Dar în rest, când stai până intri în probă, poți să stai și un sfert de oră 20 de minute. A, și bolborosești acolo, fierbi. Pe nu mă apă, consum apă continuu. Consum apă continuu, transpir. E bună că... Slăbești. Sau nu. Cât slăbești la un raliu? Păi, dacă cum începeam noi, să zicem, joia și terminam duminica, poți să slăbești și dacă îți pui ambiția și ții și puțin regim și răzbei foarte mulți electroliți, apă minerală, electroliți și așa, poți să slăbești și 7-8 kg. Wow. Revii cu apa înapoi, așa, 4 lei date clar jos, dacă wow, vrei. Foarte tare. Da, dar ți-a zis, e o traumă într-un fel, că e saună. Și ai zis, dai drumul la căldură, indiferent.
Se simți. Dar uiți, în timpul probei... A, da, adrenalina te face să... Uiți, da. Uiți că e când... Ai avut incidente? Nu, nu, am avut colegi de-ai noștri. Nu te-ai răsturnat? Nu, nu am avut ghinionul. Am avut colegi de-ai noștri care i-am văzut. Acum, la raliu se asum când urci în mașină. Și sunt preparate cu cușcă în interior, cu alea, cu băi? Păi, rollbar-ul este, trebuie roll să fie bar. Omologat. Da, rollbar-ul este omologat, practic centurile sunt omologate. Scaunele. Scaunele, absolut tot, da? Se întâmplă care... Degeaba. Cap de pod. Ah, da, da, nu te mai salvează nici, doamne, doamne. Bun, deci ai zis un titlu, titlurile câștigate la raliuri. Da, 2022, 4 locuri la Sibiu. Comentatorul a spus că am făcut febră musculară de la urca pe podium, inclusiv premiul special, autoclas, noi l-am câștigat. Foarte tare. Da, la clasă, la două roți motrice, la debut cu cupa Suzuki, că ne-am băgat pe Suzuki, am trecut de la, am fost și la, pe golf, trecut pe Suzuki. Vând Golf 4. Da. Bună, bună mașină. Da, bună, da, mașină, dar mai trebuie pusă la punct, că trebuie să-i schimbă suspensia. Cine vrea să cumpere golful meu, îl dau. E de raliu, dar poate să-l ia de colecție. Bună, păi. Țineți minte, e, da? E pus la punct. În afară, e suspensie de asfalt, de oraș, practic nu e suspensie de macadam. Raliu, ce să mai spun? I-am văzut la titlurile, la ei la birou. Acolo, pa, 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 pa. Și am trecut după aceea pe concursuri de gărzi de corp, în care am reușit pe... Asta era ultimul subiect care vreau să-l abordăm. Despre asta este... Pasiunea mea este și trasul cu arma în poligon și nu numai, sub îndrumare, sub asistență, totul legal, cu prieteni care sunt specialiști în domeniu, unul dintre ei, bineînțeles, că am ce să învăț. Cred că mai trăiesc două vieți. Cred că mai trăiesc două... El este. Două vieți mai trăiesc și am ce învățat de la Nic. Și... Mă flatez, nu? E, nu, aș, păi, acum ai să fim serioși. Dacă, dacă zice altceva, am fi măgari pe tema aceasta. Dacă nu ai ce să înveți pe cineva din România legat de arme, scuză-mă. Și nu numai, bineînțeles, de autoapărare. Dar de arme nici nu mai discutăm. Păcat. Păcat că eu consider că în fiecare oraș ar trebui să fie un specialist ca tine. Nu la, acum la tine e și un talent și o pasiune de o viață și un sacrificiu care trebuie să-l depui, nici și financiar și nu numai. Și nervii tăi trebuie să fie de oțel pe tema aceasta. Dar trebuie să fie fiecare oraș, pentru ca poliția și armata să știe. Sunt polițiști care și jandarmi care ești la coala în picior, nu greșeală. La 50 de cartușe pe an sau 20. Cunosc personal. Și din cauza armei, că e varză. Și din cauza manipulării greșite, și din cauza... E un reflex. Numai, e un reflex numai să stai cu arma pe linia de ochire. Da, exact. E un reflex să, nu, să ții pe manșon degetul și nu pe trăgaci. Toată lumea stă cu pe trăgaci, da. Ai nebunit? E un reflex acela. Apoi să ai un reflex să știi să încarci rapid. Nu mai vorbim de condiții de stres, ca și în sport. Corect. Toată lumea crede că e ca la sac în sală și ca la sparring în sală. Sacul în ring. Nu ripostează, nu-ți dă bine. Dar nu numai, în ring apar factorii de stres. Țineți minte că te cunoști cel mai bine în ring. Și nu numai în situațiile de stres ale structurilor de forță, poliției. Corect. Când e sub stres, acolo afli cine ești. Sub stres intervin alți factori, factorii de reflex. Corect. Factorii în care... Care nu întotdeauna lucrează în favoarea ta. În favoarea ta. Pe adrenalina. Instinctul. Adrenalina este un hormon care... fight or flight. Exact. Îți boostează tot. Îți dă boost. Pe unii moaie. Da. Îi paralizează, freeze. Din cauza că e atât de mult adrenalină în fluxul sanguin, încât practic paralizează inhibitorii. Automat. Și în sportul de contact acolo în ring, afli cine ești, că e singur. Nu te aștept nimeni. Nu mai vine fratelo, brother, fratelo pe la spate. Să-i dea nervă, da. Să-l țină. Acolo afli cine ești. Îți dai seama că ești un bărbat, până la urmă când treci de bariera aia fricii, te învingi, da. Și te educă spiritual și mental. Da. De asta spun că educația prin sport este necesară. Și nu numai, eu cred că ar trebui reintrodusă armata ca la izraelieni. Da, nu mai avem infrastructură pentru așa ceva. Dar... Corect. Păcat. Pentru că învățai. Deși unitățile militare din România în ziua de azi sunt subdimensionate. Așa că eu cred că s-ar putea merge în paralel. Corect. Ții minte? Da. Da, pentru că nu ai atât de mult... și armata României duce ca și poliția română, ca jandarmerie, ca poliția duce lipsă de personal, aproape de 40-50%. Ceea ce înseamnă că pot să vin cu recruți, să-i pregătesc în jumătatea aia de cazarmă liberă. Nu? Asta este realitatea.
Da, se poate dacă se vrea. Și în România, când era armată obligatorie, învățau tinerii ceva, la 18 ani. E, o să vină haterii și o să zică, ce e, domne, că e scoteala muncii agricole, că ducea la nu știu ce. Eu n-am prins muncii agricole. Curățau cartofi până cădea lângă, păi și curățau cartofii pentru cine? Era pluton de lucru la popote, se numea. Odată pe săptămână la noi era. Nu, la noi era, nu, pe lună, ai dreptate că dai. Era pluton, erau 5 companii, astea câte plutoane aveau, 3-4 pluton. Odată pe lună. Da, îți devenea foarte... Deci primul lucru care îl învățai să-ți faci patul. Al doilea lucru, să-ți așezi hainele. Al treilea lucru, să te speli pe dinții fiecare dimineață și să barberești și să dai cu apă pe în 5 minute. Să dai cu apă pe. Duș cu apă rece, că nu era caldă, sau călâie cel mult, era lux. Era rece. Era rece de obicei. La Bacău era rece. La Gheorghe, la mine, era foarte rece, că e polul frigului în România, -30 da. Grade. Bun, deci în 5 minute trebuia să faci și duș, să te și speli, să te și bărbierești, să și dracu și lacu și cu ce ne bărbeream, ți-au aminte? Cu pămătuf, cu săpun și cu clasic, așa, clasic. Și cu aparatul clasic ăla care deșurubai, puneai lama cu lamă și dădeai și mamă ce ne tăiam de ne luam naiba. Da, la și săpunul, cu apa aia rece că se făcea săpunul ăla, știi minte, spuma aia care se transforma într-un gel pe fața ta, se întărea și dădeai și îți luai jumătate de față cu totul și apăreai cu toate bubele. Mamă, ferească Dumnezeu. Și auzi, aftershave-ul meu era spiritul. Da, dar eu am avut, eu am prins în 96, a apăruse tar. Da, da, păi da. Și acum este, dar e bun. Știu, am văzut acum tar și nu să cred. Cum? E mirosul armatei mele. Negru și alb, negru se găsește mai greu tarul de culoare neagră la... Și roșu, era bidonul roșu de plastic. Eu ăla da, la cel mai ordinar. Ce roșu, acum e oblei, se găsește, e foarte bun care e la Antonina sau cum e gen. Da, de la... Care vindecă, ajută la vindecare. Da, tenului, da. Eu mai folosesc uneori tar. Da? Da, e foarte tare. Foarte bun. Să mă apuc și eu. Și bineînțeles, vestita cremă Doina. Doina, da, și... care ne dădeam de la degerături, că ne degerau mâinile. Asta de era șah. Șah, da, șah. Și... Cine avea la tub era șmeche, noi aveam săpunul ăla în staniolul ăla obosit în aluminiu. Și era săpunul cheia. Cheia care și spălai cu soapele și ciorapii și te spălai și pe tu, față și pe corp. Și pe... era pasta de dinți cristal. Care îți făcea dinții ca de cal. Ca de cal. Era pasta de dinți cristal, face dinții ca de cal. Și era ciocolata postăvară, face mâna ca și parul. Și era ciocolata Laura care îți întărește. Ișorează gaura, dar sau cum era ciocolata Cluj-Napoca face țâța ca și roca. Astea erau sloganurile comuniste, nu știți voi. Mă uit acum la ora... Jesus Christ. Mă uit acum că cei de 18 ani, deci cei de 18 ani acum sunt la nivelul de stare mentală a tinerilor din generația mea la 12 ani, 15 ani. Da, exact. Erau mai bărbați, ăștia la 18 ani deja făcuseră armata, erau mai bărbați. La 12 ani deja, eu la 10 ani mai rup nasul prima oară. Ăștia nu pot să-i traumatizez, că faci bullying cu ei, n-ai bullying. Acum e bullying, au zis, știi, nu? Da. Uite cum era. Și al meu mare, dar uite că tot face așa. Și tot așa îl pun pe față și în stânga și în dreapta. Mi l-a strâmbat un rus cu un genunchi, așa, la zan. La mine, după ce că e mic dracu, mai e și distrus. Și am zis mii de viață de se pe partea asta. Asta e măcar mic, al meu, da. Mi l-a strâmbat un rechinu. Eu nu pot să not la mare pe spate. Să nu faci pluta că nu, strigă salva mari după... Păi zice rechinul. Când mă întreba filmul ăsta... Hai, că de mare. În fine, glumim. Mă întreba filmul ăsta vară la mare că de ce nu sunt rechin la Marea Neagră. Mă, copile, ea sunt în ocean. Da. Păi ce are dacă vine și la Marea Neagră? Aia ne-i mă lipsește, ne? Sunt rechini în Marea Neagră, dar sunt rechini primitivi pelasgici, să numesc. Da? Sunt un fel de moruni mai în fine, dar... sperioși, fricoși, care mănâncă numai coipe. Hai să zic, dacă i-a zis filmul, bă, copile, nu ne ajung la tabelele pe care mai vrei mai și rechin. Mai trebuia și rechin, tu îți dai seama? De la Marea Neagră vine salvamor și le zice, ăștia nu intrați că sunt rechin și ăștia șmecherii care s-au necat anul acesta. Da, da. Nu te bădești că mi-e frică de rechin. Băi, vine rechinul, îi dau două croșe, îi dau două cuțite, să moară familia mea. Ce ai, mă, tu știi cine sunt eu? Șmecher la mine, brașul. Ce mă rechine, faci figuri? Doamne, ce prost sunt unii oameni. N-ai văzut cât 18 am uitat. Au murit destul și au luat mare atribut. Grupa mare, frate. Păi dacă ei nu înțeleg, fii atent, dincolo când e steagul roșu, gata, stop, joc, ne oprim. Și în Bulgaria la fel, nu România. Se discută. Nu, la noi este contestarea autorității întotdeauna la noi. Noi trebuie să, deci dacă tragi o linie aici, și ține minte, dacă eu trag aici o linie și zic așa, nu treceți, vă rog, peste linia asta. Vine cineva, se pune lângă linie, dar exact lângă linie și stă și mănâncă semințe. Și tu zici, domnule, dați-vă de lângă linie. Dar ce-a încălcat-o? Sunt lângă ea. Un an, sau știi ce face? Vine lângă linie și pune piciorul și face așa. Da.
Deci nu mai dea dracu să calci el după linie. Acum tu știi foarte bine că faci parte din forțele de poliție. Păi tocmai de aia zic că m-am săturat. Deci am avut o speță recent, luase foc un stâlp, un scurt circuit la lampă acolo la neon. De neon era de la cu vapor de mercur, becul de la mare cu vapor de mercur, de la galben, nașpa. Ăla e cu sodiu. Da, în fine. Vapor da, de sodiu. Da. Cel care, mai așa care când, când te uiți la culoare la mașină care e parcată sub ăla, nu știi ce culoare are. Corect. Știi că ți da, rupe culorile. Și că ce mașină frumoasă, gri, aveți, violet. E verde, zice. Da. Nu trebuie să fie verde, că e bă gri. Așa se vede. Da, și făcea acolo, pâr, curgea plastic topit, luase puțin foc acolo, nu știu, și mai de la local și am zis, bă, oprește aici circulația, să nu vină nimeni pe trotuar pe partea asta și dirigează pe trotuarul celălalt, știi? Eu stăm în drept cu ăsta, dirigeam mașina să nu vină pe lângă, până vin pompieri, am pun pompieri degeaba, practic, că trebuie să sunăm după aia, că nu avea ce să stingă, mai ales că de la firma subcontractată de primărie să vină să așa. Și bineînțeles că era vineri seară și știți că în România să nu pățești nimic vineri seară, sâmbătă sau duminică, în afară de poliție, pompieri și ambulanță, nu vine nimeni. Și vreau să zic că a venit un la, nu știu, avea vreo 60 de ani, 50 ceva, 60 de ani, dar țăpănos, moșul. Și s-a luat la certă cu băiatul de la locală că el vrea să treacă, că el sucea acasă. Și a zis, eu cu trotuarul altul, zice, și du-te. N-am avut timp să scot de aia cu poliția, nu trece, dacă continuam pe aia și trecea, puteam să-i dau aia de 30 de milioane amendă, știi, 3.000 de lei. Și n-am avut timp, că eu aveam grijă să mă interesa viața omenească, nu... Da. Și îi zice el ăla, treci domnule pe partea aia, nimic, se certa cu el. Eu la un moment dat văd să zice, măgulea, zice, ce-ai vrea, du-te vrea, ți-a zis omul ăsta, omenește, vrei să treci pe dedesubt să scadă o paleașcă de aia de plastic topit pe cap? Și mă, că eu stau mai încolo, nu știu, dă-i pe partea altă pe trotuar, nimic, nu mă, și mă împinge și să treacă pe lângă mine. Bine, să seama că moșul la secunda 2 am fost în cur. L-am pus în cur, vorbesc foarte serios, nu asta la discuție. Nu mă interesează. Am încercat să mă prindă de mână de aici și când am dat, am scos degetul și ne-am dat una aici, știi că imediat mi-a dat una la mână. Zic, ce faci, vrei, pui mâna pe mine? Dar ce, că nu știu, și imediat l-am luat, l-am pus de pământ, zic, te încătușezi imediat și nu ți-e rușine. Și a dat seama, în momentul ăla, din beție, cum era așa, hai, vă rog să mă iertați, hai cu ea pe partea. Așa, du-te pe partea. Nu puteai de la început. Dar nu puteai de la început să faci chestia. Exact ce spuneam de contestația autorității, contestarea autorității. Bă, dacă eu sunt o autoritate aici și mi-asum acest lucru, de ce? De ce? Educația noastră. Și tu la fel, la rândul tău ai făcut de 1000 de ori chestii de genul ăsta, nu în gardă de corp. Aoleu. Și știi cum e. La evenimente te lovești de tot felul de lucruri când ai dispozitivul și trebuie să asiguri un perimetru. Știi că știu să gardă de... Da, știu, cum să nu. Ai fost și la demnitar de dincolo. O da. Nu mai din țară. Da. Dar e vorba de asigurarea perimetrului și exact. Te lovești de anumite concepții. Este educația în sine. Da, exact. Practic nu avem simțul proprietății una la mână. Nu-l avem. Sau l-avem exagerat. Nu avem exagerat pentru noi, dar pentru alții exact. dreptul vecinului nu mai există. Nu mai există. E o problemă aceasta, tot aparține de educația, nu numai din familie, educația în general civică, nu mai avem simț civic, în general nu prea mai semeni în ajutorul la mulți semeni, când ne vedem în probleme. Nu, noi fugim și știi de ce, de multe ori, de ce fug, pe primul loc nu este frica că ar putea să pățească ceva, că trebuie să dai susemnată la poliție ca martor. Păi și ce e rău în asta? Nu știu, că după aia când se întâmplă spățească, e ceva și zice, domne, uite, ești martor, ai văzut ceva, și ăla, nu, domne, nu vreau să, de-aia nu-ți aminte. Că tu ai făcut acela, Dumnezeu nu dă cu parul. De obicei, ce faci, aia primești. Nu, mai e faptul și când e o persoană cu probleme tehnice la o mașină. De multe ori, în anumite zone ai ghinionul să nu te ajute nimeni. Nu. În alte zone ai norocul să te ajute. În alte zone ai ghinionul să te ajute de tot. Să rămâi fără cauciuc. Aspiratoarele. Da, aspiratorul. Au fost cazuri. Da. Da. E pitorească România. Da, este. Din multe puncte de vedere. Dar să știi că față de alte țări din Europa, chiar e o țară sigură, totuși. Corect. Chiar. Pe tocmai, da, este o țară. Cum ziceau frații, ciudații noștri, frații. Da, știu. Că poți să umbli cu un ceas de 50.000 fără probleme, nu mă duce nimic. Și să lași mașina de multe descurcate. Descurcate, are dreptate, da. Da, așa este. Sunt niște paradoxuri incredibile la noi. Sincer spun. Am oameni care îmi spun, zice, eu nu pot să ies cu fica mea, un prieten pakistanez, cetățean englez, vecin de pakistanez, stabilit în România. Și îmi zice mereu, zice, eu ies cu fiicele mele sau le las pe ele la plimbare singure, la 10, 11, 12 noaptea în Năvodari, fără probleme în parc, nu se întâmplă nimic. E șocat că la el nu e așa. Da, că el e din Luton.
A fost vecin cu frații controversați și cu actualul prim-ministru Andrew Handley. Aoleu. E chiar nu știu ce neamuri, prin alianță. E beleacul. Da. Și zicea și el, și, bă, adică eu nu îndrăzneam după 10 să mai gata, se termina. Dar du-te în Marsilia. Bă, la fel. Cumnata mea a fost jefuită în plină zi în Castelana. Este o stradă principală în Marsilia, în centrul Marsiliei, care dă, practic merge direct în prefectură și primărie, Castelana. Și acolo de două ori a avut ghinionul, în trei luni de zile se smugă poșeta în ziua la miaza mare, pur și simplu, degeaba poți să stai. Da, până vine poliția... Nu. Și cum e în São Paulo, în Brazilia, în centru. Copii, dracii de copii. Care nu mai discutăm. Da, vin furnicar pe tine, nu în favelas, în centrul orașului. Vin jefuiesc, direct. 7-8 copii sar pe tine de 12-13 ani. Ce să mai faci? Nu mai faci nimic. Deci, România încă, statistic vorbind, atenție, vorbim de cifre aici și cifre de obicei, matematica de rece, dură și nemiloasă, nu-i pasă de impresiile noastre sau de sentimentele noastre. 1 plus 1 egal cu 2, indiferent de mult ar vrea nemernici ăștia în care neocomuniști ăștia să ne convingă că dacă vor ei, poate să fie 5, e discriminare, de ce nu? Eu le recomand un doctor psihiatru. Nu marxiști. Da, și problema este că e, la noi... E o problemă vis-a-vis de chestia asta, faptul că vreți să vă spun sincer cine face ca România să fie o țară sigură? Ca și forțe de ordine, poliția română, în colaborare cu poliția locală și cu jandarmeria română, așa subdimensionați, subdotați și sublegiferați cum suntem, reușim să facem chestia asta și spun și de ce. Pentru că eu, dacă trăiesc în orașul meu și sunt la muncă, eu vreau ca în orașul meu să fie liniște, ca copilul meu să iasă pe stradă, mama mea să meargă la muncă, liniștită sau la piață, da? Indiferent care e căsătorit soția lui, bla 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 bla, nu? Corect? Asta este orașul în care trăiești tu. Nu vrei să pățească cineva de acolo. De aia mi s-a părut întotdeauna corect ca polițiști să fie de acolo. Eu am tot respectul față de structurile de ordine, pentru că de multe ori nu sunt bine dotate. Da, dar de cele mai multe ori, chiar dacă ai dotare, nu te învață nimeni cu adevărat să folosești. Asta vreau să spun. Da. Al doilea punct este faptul că chiar dacă au o minimă dotare necesară, nu știu să o folosească, pentru că nu sunt pregătiți, practic, și în al treilea rând sunt subdimensionați ca și număr pe cap de locuitor. Da. Este un lucru destul de important faptul că fac un efort destul de mare pentru a-și face meseria. Degeaba, să nu denigrăm. Nu putem subbina autoritatea. Degeaba am ajunge la anarhia și nu cred că îi place cuiva să fie anarhie. Păi eu mai aveam faze de genul ăsta în care veneau băieții de ăștia de 18-20 de ani, puțin euforizați de la clubuleț, și veneau și eu, știi, se opreau pe trecere pieton să vorbească ei și eu cu mașina de poliție, cu colegul de la locală, cu mașina de poliție locală, că eu fac cu ei în patrulă, îi claxonam efectiv, noi mașina să dea de pe trecere pe toată lumea. Și ei se uitau și aroganți așa și opream mașina, coboram la ei și le ziceam, bă, zic, ce aveți? Păi nu, ne ceream scuze, și că... Nu erau. Deci, erau puțin afumați. Ne ceream scuze, știți, dar ne contraziceam și nu știu ce. Zic, bă, dar voi vă gândiți că, ok, noi suntem niște oameni obișnuiți, nu nicio problemă, pentru chiar că suntem poliții. Dar venea unul, băut sau drogat, sau se uita în telefon atunci, sau îi căzuse telefonul pe jos și vă făcea pilaf. E, cum să ne facă pe noi? Uite statistica cum că suntem. Păi uite că ți-ară statistica, a zis că suntem și noi pe locul întâi în Europa la ceva. La victime de accidente rutiere. Și trece de pe pieton de multe degeaba. Da. Și le-am zis, zic, băi, faceți și voi ăștia, știi, și zic, încercați să respectați regulile, vorbesc cu ei, vorbesc foarte serios. Încercați să respectați regulile, regulile sunt făcute tocmai ca să nu existe probleme. Nu, ei zic că regulile sunt făcute să fie încălcate. Exact asta mi-a zis unul dintre ei, care părea mai șmecherașul grupului, știi? Haideți, șeful zice că regulile sunt făcute să fie încălcate. N-a terminat bine vorba, îmi băga mâna în gât, l-am ridicat puțin în sus. Dar te spun. Ai răbdare, stai să vezi, stai să-ți faci. Și am strâns un pic, doar că ți-a iasă un ochi, nu amândoi, știi? Și am pus-l înapoi jos. Și dar nu aveți voie să faceți asta. Zic, regulile sunt călcate. Păi și a stat așa, s-a uitat niște. Da, ne-a dat o lecție. Păi da, păi, aveți dreptate. Țineți minte tinerilor. Păi dacă i-aș fi spus din gură, nu ar fi ținut minte, spun eu. Minte tinerilor. Voi spuneți, sau spuneam probabil și eu, că regulile sunt făcute să fie încălcate. Bun, ok. Numai că ne convine nouă. Da, le încălcați voi și vă convine vouă, dar când le încalc altul și vă încalcă vouă drepturile prin atunci încălcarea acelor reguli, strigați, vă convine? Nu e abuz. Da, abuz sau... Infracțiune, vai, nu se poate. Nu vă convine. Da. Așa că trebuie să păstrați până la urmă o graniță între decența. Din comportamentul vostru în societate, în casă faceți ce vreți. Încălcați regulile în casă, luați buta de baseball sau toporul și spărgeți-vă televizorul. Dați la televizor, că regula spune că nu e bine să dai în televizor cu toporul sau încălcă-ți regula. Dați și în calculator, distrugeți mobila,
aveți grijă să nu faceți mare gălăgie sau de vecinul. Dacă totuși sunt de la... Becurile stau foarte bine, băta de baseball, ați încălcat o regulă. Ok, nu dați foc la casă că incendiați poate și apartamentul deasupra. E o regulă prea încălcată și veți plăti scump printr-un dosar penal, în primul rând, și vă ustură la buzunar. Nu numai, și libertatea. Da, pe da. O să vedeți după aia ce înseamnă... Zic că e aceea la pușcărie șaselon. În pușcărie ce înseamnă drepturi încălcate. O să vă ajungă, o să vă iasă pe nas. Nu e... Bun, glumă, glumă, dar ideea este următoarea. O să și încheiem că la 9 nu uita că trebuie să fii la antrenament. Da, mergi. Trebuie să mergem și la antrenament. La sală. Să filmezi și la sală, să vedeți. Nu uitați, cultura și sportul. Sportul te disciplinează, te descoperă pe tine însuți, afli cine ești. Îți afli limitele. Corect. Și cultura că te educă. Citiți. Citiți, fraților, da, citiți. Și banalități citiți, dar nu citiți. Nu contează, mă uit la el, are bibliotecă, are cărți omul ăsta. Am văzut niște cărți rare, nu pot să vă zic ce care cărți sunt, că asta e, nu contează, nu are rost să discutăm. Dar am văzut niște cărți rare, care nu contează ce cărți sunt, citiți-le, pentru ca să vedeți, inclusiv să mergi pe principiu, așa nu. Da. Da? Ca să poți să prețuiești lumina, trebuie să experimentezi întunericul. Și atunci, de cele mai multe ori, asta este foarte important. Cititul este cel care te cizelează, te educă și îți stimulează creativitatea. Fără vocabular te poți exprima cu adevărat. Vocabularul, uitați-vă cum vorbiți, că habar n-aveți să vorbiți. Pe data, ideea este că și în tine, cu tine în sus, la fel vorbești. Da. E același vocabular. Da. Orică te exprimi, orică la încredere, același vocabular. Normal, este exprimarea în limbajul non-verbal, în verbal, poate te duci direct. Bun, cam asta ar fi chestia. Ne oprim aici pe moment. Pentru mine este o deosebită onoare că în sfârșit m-am întâlnit cu prietenul meu bun, care de vreo un an de zile tot mă spune: haide să facem, haide să mergem, hai să tragem, hai să ducem, hai să facem. Și din păcate am avut atât de multe probleme personale și după aceea când am putut eu, n-a putut el. A fost plecat la concursuri sau unde a plecat. Ei, acum ne-am întâlnit, n-am apucat să mergem să facem, dar o să facem. Da? Să mergem la poligon împreună, la bulgari. Chiar vreau să fac chestia aia. Da? Să mergem la un poligon mișto, am înțeles, undeva în zona Varnaie sau pe Balcic, pe acolo, am înțeles, e deținut de un cetățean elvețian în care se poate trage cu foarte multe arme de toate felurile, calibrele și lunetă și toate nebunile, în care să pot să fac un material cu prietenul meu bun și să... Nu o să fie competiție între noi sub nicio formă, nu există așa ceva. Nici eu nu mă pot pune cu tine la ce ai făcut tu și ce ai realizat în viață. Deci, dar va fi, vom învăța unul de la altul, pentru că până pleci din lumea asta, oriunde vrea Dumnezeu, înveți. Și eu învăț de la el, el învață de la mine, eu învăț și de la voi. Dacă mâine vin și fac cu voi un curs și văd niște lucruri interesante la unii dintre voi care sunteți începători, o să iau acel lucru și o să și recunosc că am învățat ceva de la tine. Nu contează. Noi avem o vorbă și cu asta închei. Zicem așa. Întotdeauna elevi, uneori instructori. Vă mulțumim frumos pentru faptul că ați fost alături de noi și sper din tot sufletul că să urmați sfaturile acestui om minunat și de asemenea, dacă stați în Sibiu sau în jurul Sibiului, nu ezitați să-l căutați și să mergeți la sala la el, să învățați de la el tainele artelor marțiale. Mulțumim frumos încă o dată și, bineînțeles, nu uitați de încheiere, ce spunem noi de obicei, antrenați-vă, antrenați-vă, antrenați-vă. La revedere! Vă rog foarte mult să mă invidiați! Vă rog chiar foarte mult, aveți toate motivele. Voi sta de vorbă cu un om hotărât, cu un om calm, relaxat, cu un om care știe exact care sunt prioritățile, un om care și-a înțeles viața atât de bine încât o și pune în aplicare, spre deosebire de mine care am înțeles-o degeaba. Sei Adrian Mihai! Mihai Adrian, sunt din Sibiu, m-am născut în Sibiu, abism, karate, culturism și karate cu culturism acum. Eu să fi tot timpul asistat de așa ceva, în mod normal toate ar trebui să ai ficat în stânga, spina dreapta, inima pe undeva, pe un cutia toracică, în care să începi să-ți găsești concentrarea psihică pentru așa ceva, concentrarea mentală. Da, bineînțeles. Totul este în primul rând psihologie și după aceea anatomie. Ai legătură cu persoane violente, persoane care nu înțeleg și bine, a trebuit să aplic ultima metodă. Aia,
invidiați. Vă rog chiar foarte mult, aveți toate motivele. Voi sta de vorbă cu un om hotărât, cu un om calm, relaxat, cu un om care știe exact care sunt prioritățile, un om care și-a înțeles viața atât de bine încât o și pune în aplicare, spre deosebire de mine care am înțeles-o degeaba. Sei Adrian Mihai. Bună, mi-a adus un cadou. Mi-a adus un cadou. Vai, ce... Se poate controla. Te-a durut vreodată vreo măsea, sensei? Da, m-a durut. Și cum faci când te doare măseaua? M-am luat dentist. Oh. Vă mulțumesc. Ce făceai aici, sensei? Că mie mi-e rău. Este la o demonstrație acum 2 ani. În centrul orașului la... Centrul orașului Sibiu, de unde ești? Da, în centrul orașului Sibiu la sărbătorirea, deci ziua armatei române. Ce legătură? Salut! Bună ziua! Pentru toată lumea care are ceva cu mine, trebuie să vă spun că îl știu! Prin spirit și prin minte este supus la niște rigori. Față de instructor trebuie să respecti anumite reguli de conduită, trebuie să faci anumite exerciții, de multe ori este durere, iar acest stil este full contact, iar prin această durere tu îți controlezi mintea. Deci violența te ajută să-ți controlezi mintea. Jackson, etc., etc., nu poți să ajungi ca ei niciodată. Și ei, de altfel, sunt oameni. Sunt niște oameni terminați. A company always on the run, a destiny. Oh, it's the rising sun. I was born a shotgun in my hands. Behind the gun, I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me. Asta e pasiunea vieții lui. Dincolo de performanțele fizice ieșite din comun, dincolo de duritatea antrenamentului, Adrian Mihai nu e genul care dă în cap la oameni pe stradă. Nu e un membru al lumii interlope, adică, ce mai, nu e un pericol public. E doar un practicant al unei școli dure din artele marțiale, un om care se joacă în fiecare zi cu limitele lui, cu puterea lui, dar e o joacă serioasă, o mare pasiune, o poveste pe care vă invit să o vedeți la garantat 100%. Nu e frumos să ai un fizic al Hercule? Adică să... Thank you.
gata. Dacă zic. Oh. Hei. 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 Mai e. Uai, să tu. Televizoarelor. V-a impresionat ciocanul sau? Fetele, de câte ori văd un ciocan, se gândesc la... Alt ciocan. Festivalul... Arte și creație literare studențești. Muncă tinerețe și frumusețe se chema pe vremea noastră. Deci, de fapt, e o disciplină sau ce înseamnă kudokai? În străinătate și în Japonia este o formă de competiție, de probă a durității corpului. Pentru că artele marțiale, în special karateu, se luptă numai cu mâna. Iar mâna pentru a ajunge și piciorul pentru a ajunge la asemenea duritate are nevoie de mii de ore de antrenament. A cerut să urce pe scena umor și nu l-am putut refuza. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Adrian Mihai! Din faza de testosteron, de pe scena umor, odată cu sfarmă piatră.
Stimați telespectatori, trăiesc un moment de grea cumpănă, umană și profesională, după ce am avut o zi extraordinară și testimonialul m-a făcut să retrăiesc toate aceste momente și acum am ajuns la momentul meu preferat, sfarmă tot, care a încununat cum se putea mai bine această zi de recorduri mondiale. Până aici pot să fac și eu. N-am avut niciun moment de spun. Dar asta înseamnă extraordinar a fost. Sper că această fată sau acest băiat să urmeze o carieră extraordinară mai departe. Și acesta a fost un moment important pentru viața lui. Dacă pui asta în testimonial, la sfarmă tot. Echipa, hai să schimbăm prima placă. Nu mai a intrat o tânără domnișoară, o tânără avapă. Știi cum a trecut ea? Precum Monica Bellucci în Malena. S-a dus dracu țigla de pe casă. A luat-o razna. Uite, dar n-am văzut. Problema este că regizorul n-a fost bine gândit, pentru că eu m-am uitat după domnișoară, m-am uitat la ea și în momentul ăla am auzit. S-a apucat să sfarmă tot o treabă de ce mă întreb. Când m-am uitat, pac, alea dărâmate, zic, ia, uite, m-am ratat. Și în momentul ăla am vrut să spun, dom'le, dar de ce ați pus-o pe domnișoara asta, că eu ratășe? Și când am făcut așa, de ce pe aia, chiar a sfărâmat ceva? Deci numărul, practic, eu l-am ratat. Zic, l-am văzut-o sfărâmat, într-adevăr, lucru care m-a încântat foarte mult, pentru că, doamne, de asta mi-e Sfânta Cruce. Când vreodată la un show de televiziune poți să vezi așa ceva? Țiglă spartă. Da. Mai departe, domnul Sfarmătut s-a întins pe scenă cu o pita, piatra. Băi, nebun cât a pietroiul! Tros când i-a dat-o, astimați telespectatori. Deci trebuie să vedeți imagine. Vor face un rating ieșit în comun. Căci nu e așa, vezi asta în fiecare zi la televizor. Piatră spartă cu Barbarossa. Când am văzut microfonul la păstativ, dacă începe să cânte ceva Celine Dion sau poate, este absolut genial. Bună seara! Stați că nu am terminat. Bănuiam. În premieră națională în România n-a reușit nimeni, foarte puțin fac asta în lume, voi sparge o nucă de cocos cu mâna. Hai să vedem. Domnul arbitru. Pentru juriu vă rog să verificați, este în regulă, e și mică. Cu cât e mai micuță, cu atât e mai afurisită. E mai... Dumneavoastră sunteți specialista în nuci de cocos. Dracu. Sare. Da. Tot cu mâna aia? V-ați rănit la mâna aia. Nu. Funny. Mamă. Vă mulțumesc. Ce faci pe acest sport? Asta mă.
pe ziua de astăzi. Cred că mi-arunc gantările pe geam, de ce mă întrebi? Domnul Cătălin? Am fost atât de jalnic încât ai vrut să vii și tu sau erai pe listă, ca să zic așa? Eram pe listă. Sigur? Sigur eram pe listă. Dar producătorii mi-au spus că... Ce au spus producătorii? Acum am mai fost și la alte show-uri TV. Am și două recorduri Guinness Book pe această temă. Hai zis-o. Și noi avem unul. Pe mine mă interesează foarte tare ce au spus producătorii. Păi mi-au promis că îmi virează 1.000.000 de euro în cont după reprezentație. Da, dacă ați zice, ne-au promis nouă. Eu am practicat un vot de ieșire din scenă, ca să zic așa. Sunt când stelele mor pe cer, tăcut. Să ducă m-ților. Este un vers pe care l-am scris pentru mine, considerându-mă o stea omorului românesc în atât când în viață. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat în această zi. Am să mi... Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!